Haideți, bună ziua! Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților și anunț că din totalul de 329 de deputați, până în acest moment și-au înregistrat prezența, câți avem, 168, nu? Ordinea de zi pentru ședința de astăzi și programul de lucru, aprobate de Comitetul Liderilor Grupurilor Parlamentare, au fost distribuite electronic și afișate pe pagina de internet a Camerei. Pe ordinea de zi avem înscrise dezbaterea asupra 13 inițiative legislative, iar la încheierea acestora votul electronic la distanță. Vă informez că ședința noastră de astăzi se va desfășura prin mijloace electronice în conformitate cu prevederile articolului 129 din Regulamentul Camerei Deputaților Republicat. Doamnelor și domnilor deputați, reamintesc procedura de desfășurare astfel cum a fost aprobată de biroul permanent. Ședința este deschisă din sala de plen de președinte alături de cei doi secretari. Liderii grupurilor parlamentare comunică în timp util, înaintea ședinței de plen, numele deputaților care intervin la dezbaterile generale, la dezbaterile pe articole și amendamente. Deputații pot interveni atât din sala de plen cât și de pe tabletă. Înscrierea la cuvânt se realizează conform manualului de instrucțiuni transmis de Serviciul de Telecomunicații Speciale. Exercitarea votului prin mijloace electronice se face prin intermediul tabletelor puse la dispoziție de STS, conform instrucțiunilor distribuite de STS împreună cu tableta. Se consideră prezent la ședință deputatul care s-a logat în sistem și exprimă una dintre cele patru opțiuni de vot pentru, împotrivă, abținere, prezent sau nu votez, la cel puțin unul dintre voturile din cadrul întregii ședințe de plen. De asemenea, prezent este și deputatul care își exprimă votul prin celelalte modalități prevăzute în continuare în procedura noastră. Timpul de exercitare a votului este stabilit de președinte pentru fiecare vot în parte. Înaintea votului final, președintele constată întrunirea cvorumului, în principal prin verificarea numărului de deputați logați în sistem, numărul ce este afișat pe ecranul dispozitivului softului din sala de plen pus la dispoziție de STS. La solicitarea liderului de grup parlamentar, deputații care se află în imposibilitatea de a intra în posesia tabletei sau de a-și exercita votul din motive tehnice, exprimă votul prin intermediul aplicației de audioconferință în sistem online sau prin apelul nominal telefonic. Consemnarea și centralizarea acestor voturi se face de către unul din secretarii de ședință. Acesta comunică președintelui de ședință numărul total al voturilor obținute prin însumarea voturilor acordate prin cele trei modalități de exprimare a votului în vederea anunțării rezultatului votului. Rezultatul votului va fi afișat la finalul ședinței pe pagina de internet a Camerei Deputaților prin grija Departamentului de Specialitate. Pe colegii care participă fizic la această ședință, îi informez că sala a fost amenajată astfel încât să fie respectate toate normele de siguranță aferente stării de urgență, inclusiv cea privind păstrarea distanței minime obligatorii de 1,5 metri. Doamnelor și domnilor deputați, urmat să dezbatem inițiativele înscrise pe ordinea de zi. Având în vedere că am implementat un sistem de vot prin mijloace electronice la distanță, ținând cont de dispozițiile articolului 114 din regulament, coroborate cu dispoziții regulamentare aplicabile procedurii legislative obișnuite, fac precizarea că dezbaterea inițiativelor înscrise pe ordinea de zi se va face potrivit următoarei proceduri. Președintele de ședință anunță titlul inițiativei legislative care urmează a fi dezbătute. Urmează dezbaterile generale potrivit înțelegerii liderilor grupurilor parlamentare. Votul final asupra inițiativelor legislative dezbătute în ședința de astăzi a Camerei se va exprima prin mijloace electronice la distanță. Cu aceste precizări, intrăm pe ordinea de zi. Primul punct pe ordinea de zi, proiectul de lege privind aplicarea unor scutiri de plată a chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență, caracter ordinar, procedură de urgență, amendamente admise 6, amendamente respinse 3, PLX 134/2020. Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, dau cuvântul președintelui Comisiei de Buget, Finanțe, Bănci pentru prezentarea raportului. Mulțumesc, domnule președinte. În conformitate cu prevederea articolului 94 și 115 Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru Buget, Finanțe și Bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență,
cu proiectul de lege privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență. Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința online din 31 martie 2020. Proiectul de lege spus dezbaterii online are ca obiect de reglementare amânarea la cerere fără plată de dobânzi și penalități de la plata chiriei pentru folosința imobililor registrate ca sedii, puncte de lucru pentru locuințe, pentru operatori economici, practicanți ai profesiilor liberale, entități juridice drept privat, a căror activitate a fost întreruptă sau restrânsă și pentru persoanele fizice afectate economic direct sau indirect în perioada de aplicare a stării de urgență. În urma dezbaterilor proiectului de lege și opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât cu majoritate de voturi să supună plenului Camerei spre dezbatere și adoptare proiectul de lege privind aplicarea unor măsuri de la plata, de facilități la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență cu amendamentele admise prezentate în anexa 1. Amendamentele respinse se regăsesc în anexa 2. În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Doriți să luați cuvântul din partea grupului parlamentar PSD? Vă rog, domnule. Domnule președinte, acest proiect de lege, vreau să spun de la început, a fost votat de toate partidele reprezentate în Comisia de Buget Finanțe, cu excepția PNL. Aceasta dovedește că este un proiect de lege bun, care ajută pe cei care au nevoie ca statul să-și dovedească solidaritatea pentru persoanele fizice trăitoare în România afectate de această pandemie și pentru firmele care au greutăți la plata chiriei, să iasă din acest impas. Proiectul de lege stabilește practic ca statul să împrumute pe chiriaș pentru o perioadă care poate dura inclusiv luna de după închiderea stării de urgență, urmând ca statul, prin organele fiscale competente, să-și recupereze banii de la acești chiriași. Am făcut niște limitări de bun simț. Nu oricine poate să primească locator, proprietar în cont banii de la stat, nu oricum. Deci pentru persoanele juridice care solicită această amânare a plății, nu trebuie să depășească chiria 10.000 de lei, iar pentru persoanele fizice nu poate depăși 2.000 de lei. Considerăm că sunt niște plafoane acoperitoare și de bun simț, în așa fel încât legea să-și aplice efectele țintit asupra categoriilor cele mai vulnerabile. De asemenea, am stabilit niște stimulente, niște bonificații pentru locatorii, proprietarii, care din proprie inițiativă au scăzut chiria pentru locatarii lor, pentru chiriașii lor, cu mai mult de 30%. Este o dovadă de solidaritate pe care aceștia o dau, și de aceea statul trebuie să-i răsplătească pe societățile comerciale, deducând din impozitul profit această scutire de chirie, iar pe persoanele fizice, anulând acel impozit de 10% din declarația unică. De aceea, eu o să votez cu foarte mult elan această lege bună pentru România. Vreau să mulțumesc de la acest microfon și colegilor care la dezbaterea de ieri au construit-o împreună cu noi. Sunt convins că majoritatea partidelor vor vota și sper ca și colegii din PNL să voteze această lege, pentru că, încă o dată vă spun, este o lege strict necesară și foarte bună pentru România în acest moment de criză. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc. Din partea grupului Partidului Național Liberal, domnul deputat Pavel Popescu, vă rog. Bună ziua, vă mulțumesc. Stimați colegi de la PSD și stimați colegi ale din partea partidelor care votează această lege. Mă adresez pentru prima dată celor de la PSD. Astfel de legi, inclusiv această inițiativă, nu reprezintă astăzi decât normala evoluție a partidului dumneavoastră de campanie pentru câștig electoral, trecând de la clasica pungă de făină și sticlă de ulei către tot ceea ce înseamnă populism la cel mai înalt nivel, de la microfon.
microfonul Parlamentului României. Irresponsabilitatea dumneavoastră, dragi colegi, astăzi, în Parlamentul României, riscă să ducă România într-o, și cetățenii României într-o polarizare care astăzi nu își are loc. Faceți singurul lucru pe care l-ați făcut tot timpul. Căutați câștig electoral într-o perioadă de criză gravă. Și vă îndemn să vă opriți astăzi din torpilarea bugetului României, așa cât a mai rămas el, cu astfel de inițiative legislative. Colegi de la PSD, treziți-vă! Pentru că astăzi România este într-o situație cum nu a mai fost niciodată. Și acest lucru este în principal din cauza guvernării dumneavoastră alături de cel care a fost Liviu Dragnea. În ultimii 3 ani de zile, și suntem datori noi de la PNL să spunem și să reiterăm zilnic acest lucru în pofida faptului că avem de condus o țară prin criză, că responsabilitatea golirii bugetului României stă în mâinile dumneavoastră. Sute de milioane de euro au fost aruncați pe proiecte care nu și-au găsit niciodată finalizarea. Ați promis sute de milioane de euro, dacă nu miliarde, pe proiecte care nu au văzut niciodată lumina zilei. Ca într-un western ați venit, ați prădat tot și ați venit să dați vina pe cei care astăzi încearcă să scoată România din criză. Vă spun cu toată responsabilitatea, indiferent de partidele care vin cu astfel de inițiative, opriți-vă! Este absolut sinistru ceea ce faceți zilnic în Parlamentul României, în comisiile de buget, finanțe, comisiile economice. Nu se poate să vă exercitați mandatele de parlamentar așa. Trebuie să vă întoarceți la responsabilitate. Altfel, veți deconta și vom deconta cu toții din cauza responsabilității dumneavoastră aceste lucruri. Dragi colegi, nu mai discutăm de dialog politic. Nu mai discutăm de partide politice aici. Discutăm pur și simplu de raționament și responsabilitate. În opinia dumneavoastră, am putea scuti absolut tot în această țară. Orice organizație, orice firmă. De ce? Ca să câștigați electoral? Guvernul României a propus niște proiecte clare. S-au dat ordonanțe de urgență. Există niște proiecte care înglobează absolut orice entitate sau orice cetățean român încercând să rezolve problemele în limita bugetului care există fără a pune presiune pe el, în timp ce așteptăm măsurile primite și pe care le vom primi de la Uniunea Europeană. Abordarea Guvernului Orban este una responsabilă. Încercați să finalizați, domnul deputat. Românilor să mintă și să promită lucruri care mai târziu nu pot fi puse în practică. Vom trece printr-o criză majoră. Ăsta este adevărul. Și nu putem să ne jucăm cu astfel de populisme. Dacă vreți să continuați să faceți campanie electorală, faceți-o. Noi nu o vom face și o spunem deschis. Suntem preocupați de a rezolva criza medicală, socială și să ne asigurăm că România va ieși din ea cât mai rapid cu putință. Îmi pare foarte rău pentru toți colegii de la USR, PMP, ALDE și o spun deschis. Dezamăgirea este majoră pentru politicienii din generația tânără care cot la cot cu irresponsabilitatea dumneavoastră. Vă rog să finalizați. De legi. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. PNL nu va vota pentru acest proiect de lege. Doriți să, să interveniți totuși și pe proiectul de lege? Data viitoare. V-am spus, da. Nu putem... Din partea grupului USR, cine... Dacă ia cineva cuvântul, nu? Din partea grupului UDMR, domnul Benedec, domnul lider, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte.
Proiectul de lege numărul 134 din 2020 are ca obiect reglementarea aplicării unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență. Acest proiect de lege face parte din pachetul de sprijinire a celor afectați de pandemie, persoane fizice și juridice deopotrivă, ale căror venituri sau încasări au avut de suferit. Aici aș reaminti măsurile preconizate pentru amânarea la plata utilităților sau suspendarea plății ratelor bancare, așa cum Parlamentul le-a adoptat. De asemenea, merită menționată recompensa acordată celor de bună credință, celor care au înțeles să adapteze cuantumul chiriilor la contextul dificil al chiriașilor, aceștia urmând să beneficieze de scutiri la plata impozitelor datorate. Din păcate, ca și în cazul celor antemăsuri amintite, timpul este cel care ne presează cel mai mult. Trăim vremuri care cer decizii rapide, punere în aplicare promptă, pentru a vedea efectele scontate. Iarăși, din păcate, lipsa de comunicare între instituțiile fundamentale ale statului și absența unei înțelegeri comune asupra viziunii, asupra protecției sociale cele mai potrivite, asupra gradului și modului de implicare a statului în atenuarea repercusiunilor crizei economice, arată un efect secundar al COVID-19 asupra sănătății societății noastre, vrajba și incapacitatea de a coopera chiar și în momentele de criză. În concluzie, grupul UDMR va vota această propunere legislativă, cum a votat toate propunerile care vin în sprijinul celor afectați de pandemie. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Din partea grupului PMP, domnul Adrian Todoran. Vă ascultăm. Dar nu-mi dădeam seama, da. Partidul Mișcarea Populară vine clar în sprijinul mediului de afaceri românesc. Astfel, toți parlamentarii Partidului Mișcarea Populară susțin proiectul de lege prin care suspendarea chiriilor este vitală pentru mediul economic. Și vă dau câteva argumente. Vorbim de o industrie de sute de mii de euro, atât în centrele comerciale, cât și în orașele mici, care nu au mall-uri și centre comerciale mari, dar cei care au spații închiriate de la firme sau persoane fizice și venitul în luna martie a fost afectat cu minus 15% față de anul 2019, este normal să fie sprijinit. Iar acest proiect de lege este important și pentru persoanele fizice, pentru că această pandemie a afectat clar și persoanele fizice. Iar persoanele fizice care în această perioadă le-au fost afectate veniturile, tot cu un minus 15%, pot cere și ei suspendarea plății chirilor apartamentelor sau locuințelor. E important și subliniez, mediul de afaceri românesc trebuie susținut. Iar în luna martie al 2020, multe afaceri au scăzut în vânzări cu până la 80%. Clar că Partidul Mișcarea Populară va susține
acest proiect de lege. Îmi pare rău că unii colegi din Comisia de Buget Finanțe nu au susținut acest proiect, pentru că n-au înțeles un lucru. Nu ajutăm doar cei care au afaceri și lăsăm pe proprietari deoparte. Nu. Proprietarii spațiilor comerciale, ei pot să ceară de la finanțe în limita a 10.000 de lei o sumă de bun simț. Pentru că dacă astăzi ai un spațiu închiriat cu 12.000 de lei, statul o să-ți dea 100.000, până la 100.000 de lei în fiecare lună în care ai cerut suspendarea acestor chirii. Cât și la persoanele fizice, în cuantum de 2.000 de lei. Deci, subliniez, Partidul Mișcarea Populară susține mediul de afaceri românesc și vom vota pentru la acest proiect și tot ce înseamnă susținerea economică și mai ales a firmelor cu capital românesc. Mulțumesc frumos! Și eu vă mulțumesc, domnul Năsui, din partea grupului USR. Vă mulțumesc, domnule președinte. Legea aceasta are mai multe componente. Una dintre ele, pe care a introdus-o chiar grupul USR, este să spună pe scurt că mediul privat trebuie ajutat, un mediu privat care în această criză a fost a suportat practic 100% din povara crizei. La stat nu s-a prea resimțit, nu există șomaj tehnic, pe când în privat salariile s-au prăbușit, șomajul a depășit deja 1 milion de oameni într-o perioadă foarte scurtă și întreprinderile românești încă nu se pot redeschide. Practic spunem că, da, povara aceasta a crizei trebuie suportată de cât mai mulți actori, inclusiv de către stat, și în acest sens am introdus o prevedere care spune pe scurt că dacă cineva își scade chiria cu 30%, atunci poate beneficia și de sprijinul statului, în sensul că statul nu îi oferă o scutire fiscală pe acele sume. Practic, împărțim povara pe umii de cât ori mai multor actori. Și locatarii poate au dificultăți în a plăti și atunci li se scade chiria, și proprietarii de imobile care dau în închiriere mai departe suferă și o parte de pierdere, și statul trebuie să fie acolo un partener. Pentru că auzim de multe ori, mai ales în Parlamentul României, că statul trebuie să fie un partener al mediului de afaceri, dar în general atunci când crește și atunci când sunt profituri, statul e acolo ca să ia. Acum când scad și când avem probleme, statul trebuie să fie acolo ca să dea. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, domnul lider PMP, vă rog. Doriți? Vă rog, interveniți. Domnule președinte, stimați colegi, acum mai mult ca oricând trebuie să fim solidari cu românii, să fim solidari cu cei care au nevoie și care au nevoie să fie sprijiniți. Sunt, cum spunea și colegul de la USR, peste 1,5 milioane de șomeri. Tot ce înseamnă industria Horeca este la pământ, tot ce înseamnă baruri, restaurante sunt închise, acești oameni au investit banii lor în afaceri și este momentul noi să fim solidari parlamentari, să-i sprijinim. Toți deputații PMP vor vota pentru acest proiect legislativ și plus că cei care închiriază spațiile nu vor avea o pierdere enormă pentru că se va compensa cu impozitul această pierdere. Așa că vă rog din suflet, votați acest proiect, avem nevoie de el, românii au nevoie de acest proiect, oamenii de afaceri din România au nevoie de acest proiect. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc. Mai sunt, văd, două solicitări, să vedem. Domnul Toma Ilie, văd. Nu, bine, mulțumesc. Din greșeală, probabil, mulțumesc. Președinte. Scuzați-mă. Mulțumesc. Domnul Budăi Marius. Domnul Budăi, doriți să interveniți? Da, scurt, că e o înțelegere între liderii grupurilor și... Da, mulțumesc, domnul președinte, foarte scurt voi fi și nici n-aș fi intervenit dacă n-am transformat totul într-un circ aici de la tribuna Parlamentului. Atunci când luăm câteva măsuri bune pe care mediul de afaceri le așteaptă, suntem acuzați de populism. Poate n-am fi fost noi obligați să votăm această lege în Parlament dacă măsurile cu impact economic în România
ar fi fost măcar ca, sau măcar la nivelul din țările din jurul nostru, nu mergem mai departe de Polonia. Țările din jurul nostru iau măsuri între 10, 15 și 20% din PIB. România, la această dată, este puțin peste 1% din PIB. Iată că noi, Parlamentul, suntem obligați să legiferăm astfel încât țara și cetățenii români acestei țări să poată respira și după această pandemie. Mulțumesc frumos! Și eu mulțumesc. Dacă la titlu sunt intervenții, dacă la preambul, dacă la amendamentele admise sau respinse, dacă nu, proiectul de lege rămâne la votul final. Reexaminarea legii pentru modificarea completarea legii numărul 77-2016 privind darea în plata unor bunuri imobile în vederea atingerii obligațiilor asumate prin credite ca urmare a deciziei Curții Constituționale numărul 731 din 6 noiembrie 2019 publicată în Monitorul Oficial al României, partea 1, numărul 59 din 29 ianuarie 2020 pe leg 10-2019-2020, amendamente admise, 22 de poziții, caracter ordinar. Dacă din partea inițiatorilor, un singur inițiator, pe procedură, vă rog, domnul lider. Bună ziua, domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi. Am solicitat cuvântul pe procedură, întrucât, așa cum ați văzut și dumneavoastră, în spațiu public a apărut un subiect legat de adoptarea tacită a unui proiect la Camera Deputaților și eu cred că este de datoria noastră să explicăm acest lucru pentru ca nu cumva cineva să creadă că ar fi ceva în spatele acestui lucru. Mă refer la acel proiect privind autonomia Ținutului Secuiesc, care a trecut prin adoptare tacită de către Camera Deputaților, iar anunțul a fost făcut de președintele Camerei în ședința din 23 aprilie, conform stenogramei. Aș vrea să fac două precizări foarte importante. S-a vehiculat și s-a spus în spațiu public că acest proiect nu a fost dezbătut și nu a primit raport. Informația este eronată. Acest proiect a fost discutat de către Comisia de Administrație Publică și a primit un raport de respingere. Conform regulamentului, raportul se îndreaptă către biroul permanent și ulterior pasul următor este cel de a fi trimis spre votul final al Camerei Deputaților. Am vrut să fac aceste precizări pentru că lumea trebuie să înțeleagă foarte clar, nu că nu a fost o dezbatere, el a fost dezbătut în comisie, a fost respins, el nu a mai ajuns la votul final, așa cum nu au ajuns sute de proiecte în ultimele două săptămâni la votul final, fie la Senat, fie la Camera Deputaților, din cauza perioadei Paștelui și a acestei perioade în care funcționăm în acest format restrâns. Vreau să înțeleagă foarte clar, Partidul Național Liberal nu are majoritatea în conducerea Camerei Deputaților, Partidul Național Liberal solicită celor care au majoritate să trimită cât mai repede mesajul colegilor din Senat să respingem această aberație. Cred că nu e nevoie de trucuri în perioada în care avem alte probleme de rezolvat. Vă mulțumesc! Dacă îmi permiteți și mie, intervin. Vorbim de propunerea legislativă privind statutul de autonomie Ținutului Secuiesc. PLX numărul 670/2019, pe data de 23.12, am făcut solicitare de punct de vedere la Guvernul României. Pe data de 10.02.2020 a fost trimis pentru raport la Comisia pentru Administrație Publică și Amenajarea Teritoriului. Pe data de 4.03.2020, primire de raport de respingere la Comisia pentru Administrație Publică și Amenajarea Teritoriului în unanimitate. Pe data de 9.03.2020 a fost înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților. După această dată,
de 903, am avut un singur vot. Investirea guvernului și starea de urgență. Am avut două ședințe, una de plen comun, cu modificarea regulamentului și investirea guvernului, și o singură ședință de plen cu un singur punct pe ordinea de zi. Tot plen comun, starea de urgență. Camera Deputaților nu a mai avut niciun plen. Pe data de 25.03, împlinirea termenului constituțional pentru dezbatere și vot final. Biroul Permanent a făcut adresă că nu s-a solicitat prelungirea termenului. Pe data de 16.04, deci pe data de 25.03, s-a împlinit termenul constituțional pentru dezbatere și vot final. Pe 16.04 am prins și punctul de vedere al Guvernului, cu adevărat negativ. Pe data de 23.04, cum era normal și cum o să fac și astăzi, în cazul, fiindcă așa prevede regulamentul Camerei, a fost adoptată de Camera Deputaților ca urmare a depășirii termenului de 45 de zile, nefiind o solicitare de mărire a acestui termen de 45 de zile, potrivit articolului 75, aliniatul 2, teza 3 din Constituția României Republicată. Părerea mea că nu mai trebuie să căutăm vinovați. Era în perioada în care Camera Deputaților n-a avut niciun sistem de vot implementat. Noi am avut un singur sistem de vot implementat până când am început să fim funcțional prin sistemul STS, sistemul de vot pentru plenul comun. Și în toată această perioadă, cât a trecut termenul tacit, am avut doar două voturi de plen comun prin sistemul creat de către Camera Deputaților, prin tehnicul Camerei Deputaților, cărora le mulțumesc în continuare. Astăzi de dimineață, împreună cu președintele Senatului, am stabilit, astăzi la ora 14, Senatul va avea plen și va da vot de respingere pe acest proiect de lege. Părerea mea este un lucru mult prea important pentru toată lumea și pentru România să închidem acest subiect și cu asta basta. Domnule președinte, stimați colegi, aș vrea să clarificăm câteva lucruri pe care antevorbitorii mei nu le-au spus. Nu au spus că PMP a fost singurul partid care a cerut respingerea legii autonomiei propuse de către UDMR și a făcut acest lucru prin liderul nostru de grup, domnul Marius Pașcan, în ședința din 12 martie. Noi am cerut și liderul nostru de grup a spus clar, domnilor, va trece taci și trebuie să-l dezbatem și să dăm un vot împotrivă. Mă bucur astăzi să aflu că se va da un vot împotrivă la Senat și acest proiect nu va trece. Dar aș vrea să vă amintesc și celor care au fost în BP, PMP este singurul partid parlamentar care nu are reprezentat de drept în BP, nu, în conducerea Camerei Deputaților. Și noi am fost singurii care am propus eliminarea acestui proiect al UDMR. Vă mulțumesc! Da, îl invit pe reprezentantul UDMR, domnul Zacarie, vă rog, liderul UDMR. Vă mulțumesc. Stimați colegi, și noi am fi preferat ca să existe o dezbatere pe această propunere legislativă. Nu suntem naivi și nu credeam că o să treacă prin Camera Deputaților prin vot pozitiv, dar și noi am fi dorit și în astfel de cazuri dorim ca să existe o dezbatere sinceră parlamentară. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc, să intrăm totuși pe ordinea de zi. Doriți din partea USR-ului pe acest subiect? Doriți pe acest subiect? Mai intervine cineva? Din partea Comisiei Juridice, domnul președinte Nicușor Halici, vă rog prezentarea raportului.
Mulțumesc, domnule președinte. Comisia juridică, raport asupra reexaminării legii pentru modificarea și completarea legii 77/2016 privind darea în plata unor imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite. În conformitate cu prevederile regulamentului, Comisia juridică și disciplină și imunități a dezbătut în comisie online legea pentru modificarea și completarea legii 77/2016, care a fost decisă de Curtea Constituțională ca fiind constituțională prin decizia 731 din 2019. Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa, de asemenea Consiliul Economic și Social a aviz favorabil. Inițiativa are ca obiect de reglementare, așa cum vă spuneam, darea în plată a unor imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite. Senatul României a adoptat legea reexaminată în data de 26 februarie 2020, de asemenea ca urmare a deciziei Curții Constituționale 731 din 2019. Membrii Comisiei Juridice au hotărât cu majoritate de voturi să înainteze plenului Camerei Deputaților un raport de adoptare a legii pentru modificarea și completarea legii 77/2016. Legea face parte din categoria legilor ordinare, iar conform articolului 75 din Constituția României, Camera Deputaților este cameră decizională. Din partea grupurilor parlamentare, din partea grupului Partidului Social Democrat, există intervenții? Noastră, domnul lider, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Practic, astăzi votăm o lege care este foarte, foarte bună pentru români, cei care au luat credite, mai ales în franci elvețieni și care cărora i s-au dublat sau triplat ratele, pot da imobilele achiziționate și în acest fel se sting obligațiile de plată. Pentru că l-am auzit președintele Iohannis ieri spunând că în Parlament are loc un spectacol sinistru și deplorabil, probabil că și această inițiativă prin care ajutăm românii care nu-și mai pot plăti ratele, pentru că acestea s-au triplat sau chiar s-au mărit de mai multe ori, își pot da imobilele în contul acelei datorii. De asemenea, legi adoptate de toate grupurile parlamentare în Camera Deputaților, cu excepția PNL, cum ar fi amânarea ratelor fără dobândă la dobândă pentru românii disponibilizați și aflați în șomaj tehnic, așa cum au făcut și alte state europene, și aceasta poate este o măsură sinistră, suspendarea plății facturilor la utilități pentru 3 luni de zile pentru firme, și aceasta poate este o măsură sinistră și deplorabilă, dar care ajută foarte mult românii, suspendarea chiriilor, care tocmai a fost dezbătută și sperăm ca în câteva minute să fie și votată, pentru români și pentru antreprenorii români aflați în criză. De asemenea, este una din măsurile pe care Parlamentul le adoptă și sunt catalogate astfel de către PNL și președinte, și mai mult sunt atacate și la Curtea Constituțională pentru a fi blocate și întârziate cât mai mult. De asemenea, legea privind șomajul tehnic, care prevedea că nu se pot face concederi pe perioada aceasta, lege întoarsă de președinte pentru a fi reexaminată, și aceasta este o altă măsură votată în Parlament de toate grupurile parlamentare, cu excepția PNL, ca și multe altele, inițiate de PSD, dar votate de toată lumea aproape. Și aceasta este una din acele măsuri extrem de grave pe care Parlamentul le adoptă. Știm, stimați colegi, că măsurile bune sunt acelea prin care exportați români în zone roșii și iată că se îmbolnăvesc și nu le răspunde nimeni la ambasade și la consulate. Nu văd nicio măsură prin care guvernul încearcă să repatrieze în regim de urgență și să trateze pe românii bolnavi. Și de asemenea, prioritatea guvernului PNL este de a face achiziții de 12 milioane de euro de la un butic din Giurgiu și multe alte suspiciuni de fapte de corupție în această perioadă de criză. Vă atrag în final un semnal de alarmă că nu vă va ierta nimeni dacă în timp ce românii mor,
dumneavoastră furați bani și faceți achiziții la prețuri trucate. Mai doriți să faceți alte referiri la proiectul în dezbatere ca și reprezentantul grupului PNL? Nu. Data viitoare, am înțeles. La votul final. Poate vă referiți și la proiect. Din partea grupului parlamentar PNL, nu sunt intervenții, nu? Din partea grupului parlamentar USR, nu este nicio intervenție. Din partea grupului parlamentar UDMR, doamna Ambrus Izabela Agnes, vă rog. Mulțumesc, bună ziua, stimatele domnule președinte, stimați colegi, UDMR votează acest proiect legislativ. Este vital să existe mecanisme de protecție a debitorilor care cu bună credință au contractat un credit, însă ca urmare a unor mecanisme financiare imprevizibile și ca urmare a fluctuațiilor cursului de schimb au ajuns în niște situații dificile, deosebit de oneroase, determinând o serie de dificultăți de plată, chiar incapacitate de plată. Am văzut ce s-a întâmplat cu creditele în franci elvețieni, iar această situație a necesitat o reglementare clară. Acest proiect legislativ vine în ajutorul acestor debitori. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Din partea grupului parlamentar PMP, nicio intervenție, afiliați, nicio intervenție. Dacă la titlu, dacă la preambul, dacă la amendamentele admise de la 1 la 22 sunt intervenții, nu, legea rămâne la votul final. Proiect de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 88/2019 pentru modificarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 32/2015 privind înființarea gărzilor forestiere. PLX 81/2020, caracter ordinar, procedură de urgență, amendamente admise 10. Dacă inițiatorul, Guvernul României dorește, vă rog. Vă mulțumesc frumos, domnul președinte. Numele meu este Iulian Stana, sunt secretar de stat la Ministerul Mediului. Guvernul susține proiectul de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 88/2019 pentru modificarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 32/2015 privind înființarea gărzilor forestiere. Prin prezentul proiect de act normativ se are în vedere modificarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 32/2015 privind înființarea gărzilor forestiere, aprobată cu modificări și completări prin legea 265/2018, în sensul abrogării prevederilor articolului 1 aliniatul 4-6, articolului 6 aliniatul 5-9, articolului 7 aliniatul 1 și 2, precum și modificarea prevederilor articolului 3 și articolului 8 aliniatul 2. Vă mulțumesc frumos! Și eu vă mulțumesc, domnul secretar de stat. Din partea Comisiei pentru Agricultură și Comisia pentru Muncă, domnul președinte Adrian Solomon, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea ordonanței de urgență a Guvernului 32/2015 în vederea creării unei organizări eficiente a gărzilor forestiere. Senatul a dezbătut în calitate de primă cameră sesizată proiectul de lege și l-a adoptat în 26 februarie 2020. Camera Deputaților este cameră decizională. Cele două comisii au dezbătut în ședințe separate și în urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât cu majoritate de voturi adoptarea proiectului de lege cu amendamente redate în anexa care face parte din prezentul raport comun. Legea face parte din categoria legilor ordinare. Din partea grupurilor parlamentare, reprezentantul grupului parlamentar PSD, doriți să luați cuvântul? Vă rog. Domnul Solomon, vă rog, domnul președinte.
Mulțumesc, domnule președinte. Pentru clarificarea tuturor colegilor, amendamentele cuprinse în raport sunt de respingere a ordonanței, astfel încât să rămână în vigoare forma de organizare din ordonanța 32 din 2015, care nouă ni se pare mai valabilă, mai fiabilă pentru situația din ceea ce privește domeniul silvic. Vă mulțumesc. Reprezentantul grupului parlamentar PNL, domnule deputat Gheorghe Tinel. Vă rog. Da, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, sunt surprins de atitudinea PSD-ului de a respinge ordonanța 88 care modifică ordonanța 32 pe 2015, pentru că, așa cum bine știți, ordonanța 32 pe 2015 este inaplicabilă. De ce? Pentru că are aspecte de neconstituționalitate în interiorul textului supus dezbaterii, iar ordonanța 88 nu face altceva decât să elimine aceste aspecte de neconstituționalitate. Nu văd de ce PSD-ul susține menținerea în continuare a ordonanței 32 în condițiile în care există decizii ale Curții Constituționale, și mă refer aici la decizia 818 pe 2017, care spune clar că evaluarea activității și a conduitei unui funcționar public ține de statutul acestuia și, prin urmare, trebuie reglementat potrivit articolului 73 din Constituție. Ca să fiu foarte explicit, ordonanța 32 avea aspecte de neconstituționalitate în sensul că introducea acel criteriu de integritate care era discriminatoriu pentru personalul silvic. Mai mult, în momentul de față, inaplicabilitatea legii e datorată și faptului că există două structuri centrale pe aceeași atribuții. Direcția Generală de Păduri și Garda Națională Forestieră. Nu pot exista două structuri cu aceeași competențe profesionale. Ordonanța 88 vine să elimine tocmai aceste paralelisme funcționale. Deci eu cred că este o gravă eroare a PSD-ului care respinge ordonanța 88 și lasă să funcționeze în continuare ordonanța 32, care nu poate fi aplicată. Ați aprobat săptămâna trecută, domnule președinte, prin PLX-ul 506, legea privind gospodăria durabilă a pădurilor. Ați aprobat-o ca lege ordinară. Deși, în plen, amendamentul propus de USR transforma legea din lege ordinară în lege organică. Astăzi veți veni la votul final și reintroduceți pe ordinea de zi textul de lege propus săptămâna trecută ca lege organică. Să mă ierte Dumnezeu, dar este neconstituțional, domnule președinte. Legea a venit de la Senat ca lege ordinară și pleacă de la Camera Deputaților spre promulgare ca lege organică. Exact contrar deciziilor Curții Constituționale. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu înțeleg atitudinea PSD-ului care se joacă de legiferare. Nu înțeleg de ce vă cramponați de a menține ordonanța 32 în forma în care ea nu poate fi aplicată în momentul de față, iar pe de altă parte, în spațiul public, vă tot erijați în susținători, apărătorii Fondului Forestier Național, a pădurii românești. Păi, haideți să hotărâm o dată. Dacă vreți să fim într-adevăr, să venim în sprijinul celor care gestionează, administrează Fondul Forestier Național, haideți să le facem legi care pot fi aplicate. Grupul Partidului Național Liberal va vota împotriva raportului de respingere și cred că va trebui găsit o soluție de a ataca la Curtea Constituțională ordonanța 32 pe 2015. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc din partea grupului USR. Vă rog, domnule deputat. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate colegi, stimați colegi, grupul parlamentar USR va vota împotriva inițiativei Guvernului din decembrie 2019 de a desființa Garda
Națională Forestieră. Ieri, după dezbatere din Comisia pentru Agricultură și Silvicultură din Camera Deputaților, inițiativa a primit un raport negativ. Tot un raport negativ a primit și după dezbatere din Comisia de Specialitate din Senat. Și nu degeaba. Practic, prin acest OUG, ca să înțelegem cu toții ce se întâmplă, prin OUG 88/2019, guvernul a îngropat din fașă, practic, proiectul Gărzii Forestiere Naționale. În primul rând, eliminarea din PIX acestei instituții, care ar fi trebuit să coordoneze gărzile forestiere din teritoriu, dându-le acesta o forță mult mai mare, este o mare eroare. Nu este în regulă ca activitatea gărzilor forestiere să fie controlată din PIX unui secretar de stat numit politic în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Prin același act normativ, a mai fost abrogat din lege și numărul de posturi pentru gărzile forestiere, urmând ca acesta și numărul mijloacelor de transport să fie redimensionate prin hotărâre de guvern. Există așadar marele risc a reducerii personalului gărzilor forestiere și așa subdimensionat. Cu titlul de exemplu, pentru că îmi desfășor o parte din activitatea parlamentară în județul Suceava, Garda Forestieră Suceava funcționează cu un număr insuficient de angajați, deși fondul forestier ocupa aproape 50% din suprafața județului Suceava, adică aproximativ 422.000 de hectare. Aceasta reprezintă aproximativ 7% din întregul potențial silvic al României, județul ocupând, din acest punct de vedere, locul întâi pe țară. Cu aceste cifre în minte, vă rog să vă gândiți că Garda Forestieră Suceava, cea mai mare din țară ca suprafață administrată, având în competență județul Suceava, Botoșani, Iași, Bacău și Neamț, are, conform datelor din martie 2020, un număr de atenție 62 de angajați. Aceasta, deși în schema de personal din hotărârea de guvern 743/2015, se prevede un număr de 85 de angajați pentru Garda Forestieră Suceava, iar modificările aduse ulterior prin legea 159/2017, numărul de angajat a fost crescut cu 30%, adică la peste 140. Conform aceleași modificări din 2017, numărul maxim de posturi pentru gărzi în toată țara a fost ridicat la 1007, din care 935 erau posturi pentru personalul silvic cu atribuții de control și implementare. Asta este doar pe hârtie, dragi colegi, pentru că în realitate gărzile forestiere din țară au doar 350 de inspectori silvici, un număr mult sub cel necesar pentru a fi și eficient. Așadar, cum înțelegem noi să luptăm împotriva defrișărilor ilegale și infracțiunilor silvice? În niciun caz, prin desființarea gărzii forestiere naționale și subdimensionarea gărzilor forestiere teritoriale. USR va vota așadar împotriva acestei inițiative. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc. Văd o solicitare din partea grupului PRO, doamna deputat Podașcă, Gabriela Maria. Vă ascultăm, doamna deputat. Alo? Dacă nu este, trecem la grupul parlamentar UDMR. Domnul Zainea, da? Cornel. Doamnelor și domnilor deputați, astăzi avem iarăși ocazia, în calitate de parlamentari, de a face un lucru concret în lupta cu mafia lemnului. Această ultimă alăturare de cuvinte, mafia lemnului, se apropie de 100.000 de rezultate returnate de Google. Dar suntem în situația paradoxală de a avea mafie fără a avea mafioți. De aceea este nevoie de o instituție similară DNA, dedicată infracțiunilor silvice și nu numai, proiect al USR pe care sperăm să-l avem în sfârșit la vot săptămâna viitoare. Până atunci, sunt chemat să votăm astăzi acest proiect de lege pentru aprobarea unei idei năstrușnice a ministrului mediului, Costel Alexe, care duce practic la desființarea Gărzii Forestiere Naționale prin golirea de conținut atribuțiilor acesteia. Conform acestei ordonanțe, organizarea și funcționarea gărzilor forestiere locale se stabilesc în hotărâre de guvern, la fel și numărul de posturi sau al mijloacelor de transport necesare. Practic, un număr restrâns de oameni, ministrul, niște consilieri și secretari de stat, pot decide resursele care sunt alocate în lupta pe care această instituție trebuie să o ducă împotriva infracțiunilor silvice. Mafia lemnului de care vorbeam la început există nu numai în mențiunile noastre.
Comisia este reprezentată de grupurile de interese care împiedică adoptarea în România de legi pentru protecția cu adevărat durabilă a pădurilor. Aceste grupuri determină voința politică sau lipsa voinței politice în funcție de context. Astfel, care ar fi motivele pentru care parlamentarii, care au misiunea de a fi legiuitori, amână la nesfârșit intervenția fermă asupra tăierilor ilegale de păduri, o chestiune cerută de o țară întreagă? Săptămâna trecută, liderul de grup al PNL a acuzat USR că nu ar avea inițiativă în luptă cu mafia pădurilor. Era o minciună, dovada cererea de ființare a DNA-ului pădurilor. Azi vedem că PNL are inițiativă, dar nocivă. Care e visul oricărui mafios? Visul oricărui mafios este să poată controla oamenii cu putere de decizie în domeniul în care își desfășoară afacerile. Cu cât mai puțin inspectori, cu atât mai ușor. Demascăm ipocrizia PNL și vom vota pentru respingerea acestei ordonanțe. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc din partea grupului PMP, domnul Movilă Petru. Bună ziua, stimați colegi. Acest proiect de lege este încă o ocazie ca românii să vadă demagogia partidelor parlamentare privind protejarea pădurilor din România, protejarea fondului forestier. Poate că această ordonanță nu este sau nu a fost de la început un document perfect, nu a fost un document complet. Dar în comisiile de specialitate, mai ales în comisiile de fond, toți cei care au fost prezenți acolo, inclusiv colegii care au vorbit mai devreme și reprezintă grupurile parlamentare, puteau să aducă amendamente, să facă tot ce au spus, astfel încât acel proiect de lege, acea ordonanță de urgență 88, să capete forma pe care și-au dorit-o și să corespundă afirmațiilor. Este cât se poate de clar din nou o demagogie ieftină, este cât se poate de clar din nou o tranzacție interpartinică privind aceste voturi, pentru că încă o dată spun, raportul de la comisiile de specialitate și raportul și votul în plenul Camerei Deputaților astăzi se poate să arate clar un proiect de lege care să vină să împiedice tăierile ilegale, care să vină să aducă sancțiuni cât de serioase pentru cei care încalcă legea, fie că vorbim din aparatul silvic, dintre funcționari angajați sau dintre firme sau cetățeni care distrug fondul forestier al României. PMP-ul va vota împotriva respingerii ordonanței de urgență din principiu că pădurea trebuie protejată, iar avertismentul pentru toți cei care au vorbit astăzi fără să facă nimic pentru a proteja pădurile este că românii nu vor uita că dincolo de vorbele frumoase pe care le-a spus, v-ați bătut încă o dată joc de un proiect de lege care să vină să salveze pădurile românești. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Doamna deputat, pana Doina. Da, doamna Pană. Da, doamna deputat. Doamna Doina Pană. Vă ascultăm. Domnule președinte, stimați colegi, m-auziți? Perfect. Mulțumesc. Încep prin a mă adresa PNL-ului cu afirmația că minciuna și manipularea are și a limite. Prin expunerea pe care au prezentat-o, era ca și cum noi nu respectăm deciziile curții, ca și cum, vai de mine, o măsură extraordinar de importantă luată în Ministrul Mediului, noi ne batem joc de ea. E o minciună și o manipulare. Garda Națională Forestieră este singura structură de control împotriva tăierilor ilegale care există în România. A o desfința și a pune în pix unui om, mie mi se pare o părădere de fără margini. Și pe ce motiv? Pe motivul că există două direcții generale? Păi n-am atribuții identice.
pentru că garda se ocupă strict de tăierile ilegale, pe lângă alte atribuții, dar asta este principala atribuție a gărzii. Normal, noi trebuie să creștem rolul gărzii naționale. N-ar fi rău, stimați colegi de la PNL, să se gândească și să vină cu propunerea pe care noi o susținem 100%, dacă noi eventual o să venim noi, să nu mai fie o direcție generală în structura Ministerului, ci să fie o instituție de sine stătătoare coordonată de minister de genul gărzii de mediu. Nu văd cu ce este mai importantă garda de mediu decât garda națională forestieră. Și în încheiere, pentru cineva care se exprima și în ședința de plen trecut și altcineva în ședința de astăzi, că toată lumea vorbește de păduri și n-a făcut nimic. Vreau să subliniez un aspect. Tot ce s-a luat împotriva terenurilor ilegale în România are semnătura PSD. Este singurul partid. Și când spun asta, mă refer la Radar, mă refer la 112, mă refer la nou col silvic să dispară monopolul, mă gândesc la noua legea contravențiilor silvice, la parteneriatul semnat cu STS-ul, încât să se dezvolte sistemul informatic sumal, radarul, inspectorul, să fie sisteme GPS pe mașini. Deci toate aceste măsuri le-a luat PSD-ul. Și bineînțeles că PSD-ul, pe bună dreptate, nu va fi de acord cu această ordonanță prin care să desfințăm Garda Națională Forestieră. Vă mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc! Mai este vreo solicitare din partea grupurilor? Nu. Dacă la titlu intervenții, la preambul, dacă sunt intervenții, articolul unic, intervenții, la amendamentele admise de la 1 la 10, nu sunt intervenții, proiectul de lege rămâne la votul final. Proiectul de lege pentru completarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 57-2019 privind codul administrativ pe lex 135-2020. Avem amendamente admise și respins din partea, dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul, nu. Din partea comisiilor sesizate în fond are cuvântul doamna deputat, vă rog, partea Comisiei pentru Administrație, nu? Sau juridice? Juridice, vă rog. Raport comun asupra proiectului de lege pentru completarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 57/2019. În conformitate cu prevederile și regulamentul Camerei Deputaților, Comisia Juridică de Disciplină și Imunități și Comisia pentru Administrație Publică și Amenajarea Teritoriului au fost sesizate spre dezbatere în fond în procedură de urgență cu proiectul de lege pentru completarea ordonanței de urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ. Potrivit prevederilor articolului 75 din Constituția României și din 92 din regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare completarea ordonanței de urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare în sensul stabilirii unor condiții referitoare la validarea mandatelor de consilier local și de primar, precum și la participarea la alegerile locale din anul 2020. Potrivit prevederilor articolului 61 și 63 din regulamentul Camerei Deputaților, comisiile au examinat proiectul de lege în ședințe online separate. În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către membrii celor două comisii, au hotărât cu majoritate de voturi întocmirea unui raport comun de adoptare a proiectului de lege privind codul administrativ cu amendamentele admise și un amendament respins prevăzute în anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul raport comun. În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc. Dacă din partea grupului Partidului Social Democrat dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Din partea grupului Partidului Național Liberal, domnul Dobre Paul Victor. Nu mai dorește. Partea grupului parlamentar USR, domnul Stelian Ion. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. O primă solicitare, înainte de a exprima punctul de vedere pe acest proiect, este pe procedură. Vă solicit să supuneți la vot retrimiterea la comisie pentru 2 săptămâni. Am observat din spațiu public, din presă, au apărut informații potrivit cărora parlamentarilor ne-ar fi fost puse la dispoziție adrese și informații din partea Agenției Naționale de Integritate.
Vă spun foarte clar că nu am primit aceste informații și aceste documentații și consider că votul pe acest proiect nu poate ignora poziția Agenției Naționale de Integritate. Vă rog să supuneți la vot solicitarea mea. Pregătiți procedura de vot, da? La propunerea domnului vicelider, nu? Este vicelider? Bun. Domnul Ion Stelian Cristian, USR, ați pregătit retrimiterea la comisie 2 săptămâni. Vot, vă rog. Deci 110 pentru, 104 împotrivă, 6 abțineri, 2 nu votez. Din sală cine nu și-a exprimat votul? Domnul deputat? Pentru retrimitere. Deci 111. Împotrivă? 100. Cine mai este în sală și nu are tabletă și a votat împotrivă? Nume, domnul. De la Partidul Național Liberal mai este cineva? Altcineva? Deci cu 111 voturi pentru, cu 105 împotrivă, cu 6 abțineri și eu nu votez. Ușor. Vă rog frumos, da. Domnul Cucșa Ioan, e solicitare de intervenție. Bună ziua. Da, domnul Cucșa. Bună ziua, domnule președinte, bună ziua, sunt, colegi. Vă rog frumos, nu dacă... Nu am putut vota. A, n-ați putut vota. Ok, la contra sau votez pentru? Votez pentru retrimitere la comisie. Ok, câți? Există probleme de conectivitate. Am da, 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 nicio problemă. Mulțumesc. Deci, domnul Cucșa, pentru. Mulțumesc. Mulțumesc.
Vă ascult, domnul lider, Pașcan. Suntem pe exprimarea votului. Nu mi funcționează aplicația, votez pentru, domnule președinte. Pentru. Am înțeles. Domnul Pașcan, 113 pentru. Mai departe, domnul Chiriac Viorel. Votez contra. Contra, domnule președinte. 106, vă mulțumesc. Corect. Domnul Moldovan Sorin Dan. Bună ziua, domnule președinte. Bună ziua, domnule președinte. Votez pentru, nu mi-a funcționat nici mie. 114. Tableta. Vă mulțumesc. Domnul Bontea Vlad. Bună ziua, domnule președinte. Bună ziua, domnule președinte. Votez împotrivă. 108 împotrivă. Vă mulțumesc. Domnul Kelemen Hunor, vă rog. Domnul președinte, votez pentru recunoaștere în comisie. Pentru. Nu am putut vota prin sistem, nu funcționează. Deci pentru, da? Da, pentru recunoaștere, mersi. Vă mulțumesc. Domnul Tâlvăr Angel. Împotrivă, domnule președinte. 109, vă mulțumesc. Domnul Bota, Marius Sorin. Împotrivă, mulțumesc. 110. Domnul Socotar, Gheorghe Dinu. Bună ziua, domnule președinte. Nici mie nu mi-a funcționat aplicația de vot. Votez contra. 111. Domnul Toma Ilie. Bună ziua, vot contra. Mulțumesc. 112. Domnul Bârlădeanu Dragoș. Bună ziua, domnule președinte, vot contra. 113. Domnul Cezar Preda. Domnul președinte, vot pentru retrimitere la comisie, nu funcționează. 116. Răduț Violeta. Bună ziua, domnule președinte, votez împotrivă. 114. Era 115. Dumneavoastră, doamna deputat, 116 contra. Domnul Pampucian. Pentru retrimitere. 117, da? Cristi, e ok? 117-116 cu 6 abțineri și 2 împotriva până acum. Domnul Erdei Ișvan. Bună ziua, domnul președinte, votez pentru retrimitere. Nu funcționează sistemul de vot. Mulțumesc. 118 pentru. Natușa Diana. Bună ziua, domnule președinte, votez contra. Contra 117. Doamna Gavriluță Bianca Miruna. Bună ziua, domnule președinte, votez contra. Contra 118. Zachianu Marian, vă rog. Contra, domnule. 119. Doamna Ciofu Tamara. Votez contra. Bună ziua, domnule președinte, votez contra. Să rămână și eu vă mulțumesc. 120, Cosma Lavinia. Bună ziua, votez pentru, mulțumesc. 119, Neagu Nicolae. Bună ziua, domnule președinte, votez pentru, conexiune intermitentă. 120, domnul Lovin Dumitru. 53. Nu v-am auzit? Votez contra, domnul președinte. Contra, 121. Dobrovie Matei. Bună ziua, domnule președinte, votez pentru retrimitere. 121. Doamna Chirău Cozet. Votez pentru.
122. Domnul Stănescu Alexandru. Contra, domnul președinte. 122. Domnul Grosaru. Pentru domnule președinte. 123. Domnul Ștefan Corneliu. Bună ziua, domnule președinte, votez contra. 123. Domnul Vâlceanu Dan. Domnule președinte, votez pentru retragerea comisiei. Mulțumesc. 124. Tudoran Adrian Mihăiță. Domnule președinte, votez pentru trimitere la comisie. 125. Și domnul Romanescu Cristinel. Domnul Romanescu, vă ascultăm. Domnul Romanescu Cristinel. Revenim la dosar. M-auziți, domnule președinte? Bună ziua. Acum vă aud. Spuneți. Pentru retrimitere. 100... Am o conexiune foarte bună, dar văd că nu merge. 126, nicio problemă. Domnul Babuș Radu. Bună ziua, domn președinte. Votul meu este contra. 124. Mai există solicitări de vot? Telefonice sau din alt fel? Doamna Gilia Claudia. Domnul Călin Ion. Împotriva trimiterii, domn președinte. Împotriva. 125. Împotriva, da. Doamna Cosma Andreea. Împotriva. 126. Doamna Gilia Claudia. Bună ziua, domnule președinte, contra. 127. Domnul lider, aveți de la colegii de dumneavoastră care mai trebuie să voteze? Spuneți. Domnul Drulă. Pe procedură. Nu, suntem, nu puteți solicita procedură în timpul procedurii de vot. Păi, pe procedura de vot au fost colegi care au votat de la PSD. Am lider, am liderul dumneavoastră, am aici. Eu sunt liderul de grup și vă spun că au fost colegi de la dumneavoastră din grup. Eu l-am pe președintele partidului. Pe tabletă, deci i-ați numărat de două ori. Doamna Cosma, de gând. Doamna Cosma a votat de două ori, vă rog să verificați. Domnul Mocioalcă, împotrivă, 127. Bună ziua, domnule președinte, votez împotrivă. 129, cine sunt? Domnul? Domnul Weber Mihai, da? Da. 129. Domnul Movilă Petru. Domnul Movilă Petru. Votez pentru... colega mea, doamna 128. Bozianu, aveți reprezentanți aici în sală? Da, domnul președinte, dar ca vicelider... Sunați-l pe telefon pe domnul Simionescu. Simionca, scuze. Da, deci doamna Bozianu nu a fost... Domnul Movilă Petru, vă rog frumos să vă sunați reprezentantul din sală. Mulțumesc, domnul președinte, dar ca vicelider cred că și eu pot să vorbesc cu dumneavoastră. Da, da, nu vedeți că vorbim, ce nu vorbim. Mulțumesc, domnul Pambucian Varujan. Au fost formulate
Domnule președinte, stimați colegi, pentru că există suspiciuni care au fost formulate de lider de grup. Cred că cel mai potrivit, și câștigăm și timp așa, este să reluăm votul electronic, care probabil că acum funcționează, și să terminăm povestea mult mai rapid și mult mai fără discuții. Domnul lider, am reținut propunerea noastră. Haideți să finalizăm și pe urmă o să am o discuție cu toți liderii de grup. Și vom lua o hotărâre. Corect? Da, vă mulțumesc. Bun, și eu mulțumesc, domnul Pirtea, domnul vicepreședinte. Mă rog? Pentru retrimitere la comisie. 129. Vă rog, dați-mi pe doamna, domnul. Weber a votat. Bună ziua. Vă rog. Votez pentru retrimiterea la comisie. 130. Vă mulțumesc, domnul. Doamna Boboc, Rodica. Doamna deputat Boboc, vă rog. Doamna deputat Boboc, Rodica. Vă rog, interveniți. Mă auziți? Vă aud acum, vă rog. Da, împotrivă, domnul președinte, contra. 130 la 130, vă mulțumesc. Cu 6 abțineri și 2 nu vot. Domnii lideri, PNL, USR, PMP, UDMR, vă rugăm frumos. Domnul Roman Ion Sorin. Vreau să-mi exprim votul împotrivă și nu m-a contactat. Doamna Șarapatin, 131, da? Da, domnul Roman împotrivă. Sorin. Domnul Băniceiu, notați, 132, contra. O secundă. Mă auziți, domnule președinte? Roman, sunt, votez contra. Am înțeles. Mulțumesc. Vasile Pita, sunt, domnul președinte. Vă ascultăm. Vot împotrivă, vot contra. 134. Oprim procedura de vot. Am o rugăminte. Vă rog frumos să urmați și să auziți ce spun eu. Oprim procedura de vot. Prin consensul liderilor, proiectul de lege se retrimite o săptămână la comisie. Vă mulțumesc.
Proiectul de lege pentru completarea articolului 9 din legea apelor numărul 107/1996, pelix 150/2020, amendamente admise 4, amendamente respinse 1, caracter ordinar, procedură de urgență. Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să... Pe procedură, domnul lider, vă rog. Domnule președinte, vă solicit retrimiterea la comisie pentru o săptămână pentru anumite corelări care trebuie să făcute la lege. Propunere de retrimitere la comisie, cât? O săptămână. Vot. Vă rog. Da, da. Pentru retrimitere. Din 238 prezenți, 234 de voturi pentru, 3 împotrivă, nu votez, suficient și edificator, este retrimisă la comisie o săptămână. Proiect de lege pentru modificarea completarea legii cadru numărul 153/2007 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. PLX 589/2019, amendamente admise 28. Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul, da, doamna Petrănea. Bună ziua, domnule președinte, stimați colegi. Trăim într-o societate de porci spinoși surprinsă de iarna răului universal. Vrem să ne încălzim unii de alții, dar țepii de pe spatele fiecăruia nu ne lasă. Arthur Schopenhauer spunea asta despre oameni după ce a trecut prin holeră în anul 1831, când s-a retras la Frankfurt din prudență medicală. Dacă noi, politicienii, nu înțelegem că oamenii au nevoie de sprijin, de moralitate, mergem în continuare pe un drum paralel cu ei. Fac un apel să abandonăm campania electorală. Solicit public acum grupului politic pro-România să-și retragă comunicatul de presă făcut de doamna Gabriela Maria Podașcă, purtător de cuvânt al pro-România, prin care aceasta își arogă meritele unui proiect legislativ inițiat și susținut de grupul minorităților naționale. Scuze, e foarte greu să vorbești cu mască, dar mi se pare oportun să vorbesc totuși cu mască, pentru că aici antevorbitorii mei au vorbit fără și e un mod de a ne infesta, părerea mea. Nu sunt specialist,
dar cred că așa ar trebui să vorbim cu toții. Revin la proiectul legislativ care a fost inițiat de grupul parlamentar al minorităților naționale. Este un proiect legislativ la care am lucrat pentru fizioterapeuți, kinetoterapeuți și pentru profesorii de cultură fizică medicală cu studii de licență. Ei fac parte din echipe interdisciplinare și își exercită competențele profesionale acționând în colaborare cu medicii și cu personalul auxiliar sanitar pentru a elabora programe de recuperare a pacientului. Zilele trecute am postat pe Facebook un drenaj postural pentru gestionarea pneumoniei fără ventilator. Cu atât mai mult acum, când nici sistemul sanitar românesc și niciun sistem sanitar din lume nu a fost pregătit pentru pandemie, avem cea mai mare nevoie de fizioterapeuți și de întreg sistemul și de toate cadrele sistemului medical din România. Aș vrea să mulțumesc domnului președinte al Comisiei de Muncă și Protecție Socială, domnului Solomon Adrian, pentru sprijin și colegilor din Comisia de Muncă. Mulțumesc doamnei deputat Lia Olguța Vasilescu pentru sprijin, primarul meu de suflet. Mulțumesc domnului lider al grupului minorităților naționale, domnul Pambucean Varujan, pentru că a introdus săptămâna trecută proiectul legislativ pe ordinea de zi a plenului, sub rezerva primirii raportului, tocmai pentru a forța Comisia să ia o decizie în acest sens. Mulțumesc colegului meu, Silviu Wexler, vicepreședinte în Comisia de Muncă din Camera Deputaților, și de asemenea mulțumesc tuturor colegilor mei din grupul parlamentar al minorităților naționale pentru sprijin și pentru că au fost co-inițiatori la acest proiect. Sunt mândră că fac parte din grupul minorităților naționale, grupul parlamentar cel mai democratic din Parlamentul României. Un grup în care nu se fură și nu se plagiază. În final, convingerea mea este că, indiferent ce fel de deputați suntem, reprezentanții ai minorităților sau reprezentanții ai diasporei sau reprezentanții oricărui partid politic, suntem cu toții deputații cetățenilor României și trebuie să lucrăm pentru asta. Pentru ei facem legi, pentru că noi toți suntem România. Bravo! Din partea Comisiei, domnul președinte Adrian Solomon. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim tuturor, domnule Varga, dar înainte de toate mulțumesc pentru că mă ascultați. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea anexei numărul 2 roman la legea cadru numărul 153 din 2017, cu modificările și completările ulterioare în scopul majorării coeficienților de salarizare pentru specialiștii care dețin titlul oficial de calificare în fizioterapie. A fost adoptat de Senat în 21 octombrie 2019. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât adoptarea proiectului de lege cu amendamente. Deși prin inițiativa legislativă se propune introducerea funcției de fizioterapeut ca personal de specialitate medico-sanitar, precum și modificarea statutului profesional pentru funcțiile de profesor CFM, kinetoterapeut, din personal de specialitate din compartimentele paraclinice în personal de specialitate medico-sanitar, membrii Comisiei au considerat că aceste modificări nu pot fi susținute întrucât nu fac obiectul legii salarizării. De asemenea, inițiativa propune majorarea coeficienților pentru funcțiile de fiziokinetoterapeut și profesor CFM cu studii superioare și cu studii de scurtă durată, atât din cadrul unităților sanitare și de asistență medico-socială, cât și din unitățile de asistență socială sau servicii sociale, într-un mod nerealist, unele majorări
ale acestor funcții depășind funcțiile de medic din unitățile sanitare, respectiv funcțiile de conducere. Întrucât majorările propuse prin inițiativa legislativă nu pot fi susținute financiar, s-a hotărât majorarea coeficienților pentru funcțiile cu studii superioare, similar majorărilor acordate prin legea numărul 51 din 2020 personalului din aceleași unități sanitare și de asistență medico-sociale, care ocupă funcțiile de biolog, chimist, fizician și psiholog, aflate pe același palier de salarizare, potrivit ierarhizării stabilite prin legea 153 din 2017. Este necesară menținerea acestei ierarhizări, atât pe verticală cât și pe orizontală, pentru a nu crea inechități în ceea ce privește nivelul de salarizare. Majorarea coeficienților funcțiilor de execuție din instituțiile și unitățile de asistență socială sau servicii sociale nu poate fi susținută cu atât mai mult cu cât această majorare salarială propusă ar duce la depășirea nivelului salarial stabilit pentru funcțiile de conducere ale acestor instituții. Legea face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaților este cameră decizională. Comisia propune plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege cu amendamente redate în anexa ce face parte integrantă din prezentul raport. Vă mulțumesc. La dezbateri din partea grupului Partidului Social Democrat sau cum o luăm? Domnul Solomon? Mulțumesc, domnule președinte. Estimați colegi, prin modificările propuse de inițiator și modificate prin amendamente în Comisia de Muncă, am revenit la o situație anterioară promulgării legii 51 din 2020, cea prin care s-au mărit coeficienții de salarizare pentru biochimiști, chimiști fizicieni și așa mai departe. Suntem în situația în care, după 1 iulie, toți specialiștii din spitalele din sistemul sanitar public al țării noastre vor avea un sistem de salarizare unitar și la nivelul grilei din 2022. Prin urmare, nu vor mai fi acele tensiuni care, prin vocea sindicatelor, ajungeau la fiecare dintre dumneavoastră pe mail-uri, și nu numai, prin memorii și prin audiențe, odată ce am adoptat legea 153 și am urcat pe grila din 2022 câteva categorii profesionale din spitale și în speță medicii și asistentele. În condițiile în care astăzi suntem confruntați la nivelul întregului sistem de sănătate cu o presiune crescută, orice om din spital este absolut necesar în actul medical și trebuie să acordăm tuturor aceeași atenție pe care am acordat-o medicilor și bine am făcut, pentru că iată astăzi avem cu cine face față acestei pandemii. Sper din tot sufletul ca odată ce vor fi aplicate prevederile acestei legi, să nu mai vorbim despre modificări la legea 153, cel puțin în acest domeniu, iar ceea ce se întâmplă astăzi, în situație de urgență, când observăm că președintele României legiferează, deși Constituția nu-i dă dreptul acesta, prin decretul de instaurare a stării de urgență, într-o anexă se introduc modificări chiar la codul muncii, fără să existe o lege care să modifice această lege organică, când chiar cei din sistemul sanitar sunt presați de ordonatorii de credite să plece în concediu de odihnă forțat, introducându-se într-un soi de inovare legislativă de către președintele Iohannis, conceptul de vacanță forțată, vedem că există și conceptul de muncă forțată, pentru că au fost suspendate toate termenele de preaviz, inclusiv în domeniul angajaților din sistemul sanitar.
Cu alte cuvinte, nu poți să-ți dai demisia și trebuie să muncești până la sfârșitul stării de urgență, pentru că așa vrea președintele României. Rog de la tribuna acestui Parlament pe responsabilii din Ministerul Muncii să reglementeze de urgență prin act normativ cu putere de lege aceste situații pentru a nu ne trezi că cei care aplică decretul prezidențial fac, de fapt, niște abuzuri incalificabile. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Din partea grupului PNL, doamna Mara Calista. Vă rog. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Bună ziua, dragi colegi. Voi începe prin a spune că Partidul Național Liberal va vota acest proiect de lege mult așteptat. Sunt sigură că atât eu, ca parlamentar, cât și dumneavoastră, pe adresele de e-mail sau în audiențele pe care le-ați avut, ați primit nenumărate solicitări, atât din partea biochimiștilor, chimiștilor, proiect pe care, așa cum sublinia și domnul Solomon, am reușit să îl adoptăm acum câteva săptămâni în plenul Camerei, precum și acest proiect cu privire la kinetoterapeuți, fizioterapeuți, profesori CFM, motiv pentru care mulțumesc grupului minorităților pentru inițierea lui în Parlamentul României. Spuneam la început că vom vota cu mare drag acest proiect, într-adevăr, în anumite limite, în ceea ce privește creșterile salariale, pentru a păstra un echilibru și o echitate cu proiectul numărul 51 din 2020, legea 51 din 2020 deja aprobată. Și vă rog să-mi permiteți să închei prin a mulțumi din toată inima, atât în numele meu, cât și în numele grupului Partidului Național Liberal, tuturor persoanelor din categoria medico-socială, fie că ne referim la biochimiști, chimiști, medici, asistente, brancardieri, infirmiere, asistenți sociali și orice, sau tuturor persoanelor care în aceste ultime două luni au lucrat pentru noi, toți cetățenii României, 24 de ore din 24, astfel încât sistemul medical să răspundă problemei stringente și noi cu care se confruntă atât România, cât și toate țările la nivel mondial, pe care sper să o depășim cât mai curând posibil. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc din partea grupului parlamentar USR, domnul Emanuel Ungurean. Vă rog! Stimați colegi, e bine să ne amintim de echipa medicală în mod constant, nu doar la momente de epidemie. Și sugestia mea pentru colegii din Comisia de Muncă este să-și asculte colegii din Comisia de Sănătate. Noi am vorbit despre inechitățile în urma legii 153 în mod constant, de-a lungul timpului, am fost auziți, dar nu ascultați. Și asistenții sociali din spitale, și psihologii, și fiziokinetoterapeuții, și kinetoterapeuții, toți oamenii care lucrează în echipa medicală sunt esențiali și dacă lipsește oricare dintre ei, inclusiv o infirmieră, ieri la Suceava, în mod extraordinar și aș vrea să felicit conducerea care s-a instalat de ceva timp, a reacordat încredere ideii de echipă, era coadă de infirmiere care voiau să revină în spital și să ajute bolnavii. Trebuie să ne aducem aminte, repet, că dacă nu punem la temelia sistemului sanitar echipa multidisciplinară care să lucreze fără niciun fel de discriminare la patul bolnavului, atunci vom ajunge în situații de criză să vorbim despre lipsuri în loc să vorbim despre solidaritate și empatie cu cel în suferință. Mulțumesc! Da. Și eu vă mulțumesc! Din partea grupului UDMR, nu, domnul deputat Mobilă pe. Doamna Venera, mai luați cuvântul? Nu. Ați luat, corect. Domnul Petre Mobilă, urmă doamna... Da. Stimați colegi, grupul parlamentar PMP va vota fără nicio rezervă acest proiect de lege.
pentru că vine să trateze cu aceeași măsură și alt personal din sistemul de sănătate, alții decât medici, farmaciști, chimiști, biologi, pentru care s-au rezolvat problemele de salarizare. Deci sunt trei ani de zile de când aceste profesii, aceste specialități, fie că vorbim de fiziokinetoterapeut, fie că vorbim de logoped, fie că vorbim de alte profesii care sunt cuprinse în acest proiect de lege, ei trebuiau să fie prinși în lege, cum spuneam, acum trei ani. Nu este nicio victorie, nu este nicio mare minune, este normalitatea pe care o așteaptă oamenii aceia de a fi tratați cu aceeași măsură. În 2017, când a fost inițiată legea și a ajuns la dezbaterea parlamentară, vreau să amintesc că reprezentanții guvernului PSD la acel moment nu au acceptat amendamente, nu au acceptat puncte de vedere și, drept dovadă, puneam categoriile profesionale enunțate mai devreme, nu au fost cuprinse în legea salarizării. Faptul că a fost o lege cu foarte multe componente sau lipsă sau proaste, a făcut ca și discrepanța care va fi la pensie pentru aceste categorii socioprofesionale să crească. Dar noi vom vota pentru că este important că și aceste specialități din sistemul de sănătate să fie cuprinse în legea salarizării cu coeficienții corespunzători pregătirii și importanții profesionale acestora. De asemenea, este foarte important să vă spunem că și coeficienții de salarizare sunt corecți și încă, ca avertisment, încă mai avem de completat această lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice, pentru că încă sunt categorii socioprofesionale care nu sunt cuprinse în această lege. Deci PMF-ul va vota, este bine că alături de biologi, chimiști, biochimiști, farmaciști, psihiatri, psihologi au intrat în legea salarizării ca și coeficienți corecți de salarizare și kinetoterapeuții și logopezii și toate specialitățile prevăzute și să învățăm că lucrurile corecte trebuie făcute la timp și nu era nevoie de pandemie ca noi să facem ceea ce este corect, să respectăm cu aceeași și să tratăm cu aceeași măsură acești profesioniști din sistemul de sănătate. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Domnul președinte Victor Ponta, vă rog! Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte tare să văd că până la urmă votează toată lumea cu toate piedicile care s-au pus în comisie, dar îi mulțumesc domnului președinte Solomon că a trecut peste aceste piedici și a votat și în comisie. E meritul tuturor, nu? Când se adoptă ceva, dar vreau să știți totuși cum s-a ajuns să votăm toți. În urmă cu două săptămâni, după alte lupte pe la Comisia de Muncă, am reușit să votăm o lege foarte bună pentru biologi, chimiști. Și atunci am primit și eu, probabil și dumneavoastră, foarte multe mesaje de la kinetoterapeuți și ceilalți specialiști care au spus pe noi ne-ați uitat din acea lege. Am reușit în birou permanent, după aceea în comisie, încă o dată spun, în ciuda opozițiilor de tot felul, cu președintele comisiei și ceilalți membri, o avem la vot, o votăm, facem dreptate unor oameni care muncesc cinstit și fac o muncă importantă pentru societate și faptul că Parlamentul lucrează, funcționează și face lucruri bune pentru oamenii care muncesc, este de laudă pentru toată lumea. Vă mulțumesc, evident, evident că toți parlamentarii pro-România vor vota pentru. Vă mulțumesc, doamna Vasilescu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că este important să facem niște precizări și anume că atunci când s-a construit această lege a salarizării, toate salariile din sistemul bugetar au crescut. Mai puțin 1% dintre salarii care erau peste salariul președintelui României, crescut și el prin legea salarizării. Asta ca să vă dați seama cam ce haos era în sistem. Este foarte adevărat
că legea, ca să fie foarte bună, trebuie să se meargă direct pe grila din 2022 cu toată lumea. Numai că atunci când am calculat impactul legii, însemna vreo 40 de miliarde de lei într-un singur an. Evident că statul român nu își permitea această sumă de bani. Și atunci am hotărât să plătim 25% din diferență în fiecare an, adică timp de 4 ani, pentru toate categoriile de bugetari, ca să ajungă pe grila din 2022 cea corectă. Cu o mică excepție, medicii și asistentele medicale. De ce am făcut această excepție ca să treacă direct pe grila din 2022? Pentru că nu mai aveam medici și asistente. Pentru că plecau în străinătate. Nu vreau să vă întreb ce ar fi însemnat în această pandemie să nu avem medici și asistente în spitale. Evident că au fost frustrări în sistemul de sănătate. Evident că ceilalți din echipa medicală, cum îi spuneți dumneavoastră, s-au simțit frustrați că nu sunt la salariile medicilor. Și nu numai ei s-au simțit frustrați. Toți ceilalți bugetari care au văzut că nu sunt direct pe grila din 2022 au avut frustrări. Evident că v-au contactat pe fiecare dintre dumneavoastră ca să operați modificări pe legea salarizării și să ajungă direct toți pe grila din 2022. Săptămâna trecută au urcat direct pe grila din 2022 biologii și chimiștii. Săptămâna aceasta urcă fizioterapeuții. Păi eu vă amintesc că din această comisie medicală, echipă medicală, cum îi spuneți dumneavoastră, mai sunt și infirmierele. Pentru ele, de ce nu un proiect de lege? Până la urmă, de ce nu pentru tot sistemul bugetar un proiect de lege care să-i ducă direct pe grila din 2022? M-am săturat să se spună că această lege nu este corectă. De ce? Pentru că nu sunt toți pe grila din 2022. Vă spun foarte sincer că mă gândesc la un proiect de lege, la o inițiativă legislativă, ca să ducem toți bugetarii direct pe grila din 2022, să terminăm odată cu populismul ăsta și cu falsele probleme până la urmă. Pentru că în fiecare săptămână mai trece câte o modificare pe legea salarizării. Uneori făcute de niște oameni care habar nu au ce înseamnă coeficientul de salarizare. Pentru că ne-am trezit cu foarte multe inițiative legislative, inclusiv cele despre care am vorbit mai devreme, cu coeficienți care duceau salarizarea peste salariile medicilor. Medici specialiști din unitățile clinice, ceea ce nu este normal. Și atunci, decât să ne tot batem joc așa în fiecare săptămână, câte o lege, câte o lege, câte o lege, mai bine facem una care înseamnă direct pe grila din 2022, și gata, și atunci PNL-ul care tot bate din palme la fiecare inițiativă legislativă de genul acesta, probabil că o să caute banii și o să îi și dea ca să ducem să facem această lege perfectă sau aproape perfectă, că nicio lege nu este perfectă. În altă ordine de idei, pe această inițiativă legislativă cresc și salariile celor din INSP, celor din conducere. Dacă tot le cresc salariile, eu cred că ar trebui să se gândească și la schimbarea criteriilor de testare. Pentru că este inadmisibil, stimați colegi, inadmisibil să avem aparate de testare în județe, să avem teste. Și din cauza criteriilor de testare care sunt stabilite de comisii de la INSP, să nu se poată testa nici măcar medicii. Și nu vorbesc de medicii simptomatici sau care sunt în spitalele de boli infecțioase. Mă gândesc la toți ceilalți medici care poate sau nu au intrat în contact cu un bolnav de COVID. Ei n-au de unde să știe lucrurile astea. Sunt o grămadă de medici care nu au făcut Sfintele Sărbători împreună cu familiile. De ce? Pentru că nu au fost testați. De ce? Pentru că sunt criterii absolut cretine de testare. Și trebuie modificate. Atâta timp cât există teste, atâta timp cât există aparate de testare, trebuie să se facă testări pentru toată lumea care solicită, inclusiv contra cost. De ce spitalele de stat n-ar putea să facă testări contra cost
pentru că medicii își doresc să fie testați măcar contra cost și nu se poate din cauza acestor criterii de testare. Eu sper că, datorită acestei inițiative legislative, măcar, se vor gândi acum ca să schimbe și aceste criterii de testare cei cărora tocmai le-au crescut salariile. Pentru că nu este normal să se arunce teste la gunoi. Știu caz de la Craiova, l-ați văzut probabil public, în ultima perioadă sunt 24 de teste într-un kit, pentru că se fac doar 6 testări în ziua respectivă, pentru că nu se pot face mai multe testări, pentru că așa sunt criteriile, restul se aruncă la gunoi pentru că nu mai pot fi folosite a doua zi. Este crimă să nu testăm medicii și să aruncăm teste la gunoi. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc din partea grupului Partidul Național Liberal, nu? Domnul lider? Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi, două intervenții punctuale. Am participat la discuțiile din cadrul Comisiei de Muncă atunci când a fost discutată legea salarizării bugetarilor, pornită inițial ca unitară, ulterior, când a ieșit legea din Parlament, nu mai era unitară, nici în titulatură, nici în modul ei de funcționare. Îmi amintesc foarte bine acele momente, pentru că, în calitate de reprezentant ai Partidului Național Liberal, am atras atenția și eu am vorbit la această tribună de mai multe ori, când se spunea de către PSD a mărit salariile în sănătate. Și eu spuneam în permanență, s-au mărit pentru medici și pentru asistenți, dar nu s-au mărit pentru alte 7 categorii. Și vorbeam atunci de fizicieni, de biochimiști, de kinoterapeuți, de infirmieri, de personal de laborator și așa mai departe. Și acele amendamente, stenogramele, dacă vreți ne uităm peste ele, au fost depuse și au fost respinse la momentul respectiv, iar tot din stenograme rezultă că majoritatea de la acea vreme a spus foarte clar, noi am avut un angajament față de medici. Nu uităm lucrurile astea și ele trebuie spuse pentru că respectă adevărul până la capăt. În ceea ce privește capacitatea de testare, doamna Vasilescu, eu v-am respectat întotdeauna ca și primar și întotdeauna am ținut de oamenii de administrație publică. Am avut o discuție cu dumneavoastră pe tema asta și știți foarte bine că acea vorbă omul sfințește locul e reală. Întreb de ce, de exemplu, la Alba, de unde vin eu, se poate testa, sunt aproape 8.000 de teste făcute, de ce autoritățile locale s-au îngrijit să aibă PCR-uri de testare după București, Cluj, Timișoara, de ce în altă parte se poate și de ce în altă parte nu se poate? Pentru că, stimați colegi, vreau să vă spun foarte clar că normele făcute de Institutul Național de Sănătate Publică prevăd la primul punct testarea personalului medical. Deci, cei care nu fac treaba asta, o fac încălcând prevederile din ordinul de ministru și din recomandările Institutului Național de Sănătate Publică. Fie unii nu au achiziționat și atunci nu pot testa decât pe cei simptomatici trimițând la centrele universitare, iar alții înseamnă că nu sunt capabili să facă acest lucru. Cei care își doresc cu adevărat să facă treaba asta, o fac. Iar Alba demonstrează că, deși este un județ nu foarte mare, este pe primul loc la testările naționale în România, după București, după Iași, după Timișoara și după Cluj. De ce? Pentru că ne-am dorit și am făcut o echipă împreună cu toți de la nivel local, am lăsat orice problemă politică la o parte și am făcut ceea ce trebuie pentru oameni. Vă mulțumesc! Drept la replică, doamna Vasilescu. Așa este când vorbești și ești total în afara subiectului. Ce înțelegeți prin legea salarizării unitare? Cred că ar fi prima întrebare. Unitare, din punctul nostru de vedere, înseamnă că toată lumea are salariile la fel? Asta nu se poate.
În ceea ce privește testările, dacă în Alba se testează altfel decât sunt criteriile, înseamnă că o fac ilegal. Pentru că criteriile de testare sunt aceleași pentru toată țara. Iar în ceea ce privește primul criteriu de testare la care făceați referire, vi-l citesc eu. Persoane simptomatice, inclusiv personal medico-sanitar, conform definiției. Deci simptomatice, atenție, simptomatice. Dacă are febră, dacă este deja, are toate simptomele bolii respective. Dar dacă medicul a intrat în contact cu un bolnav de COVID și nu știe, n-are de unde să știe acest lucru, nu poate fi testat nici măcar contracos pe banii lui. Că așa sunt criteriile. Urlăm de 2 săptămâni, schimbați criteriile de testare, pentru că acum sunt aparate și teste. Nu mai vorbiți de Craiova, cred că este singurul județ care are 4 aparate de testare, județul Dolj. 4 aparate de testare. Le-a cumpărat administrația locală, nimic de la guvern, nimic. Din 500 de milioane cât au plătit până acum administrațiile locale, doar 17 milioane vin de la guvern pentru această criză sanitară. De la universitate există, de la Universitatea de Medicină există un PCR, există unul care este la Spitalul Județean și 2 la Primăria Municipiului Craiova. Și care testează, toate testează. Dar aveți criterii proaste, nu pot să fie folosite la capacitate maximă. Asta încerc să vă explic de mai mult timp, de 2 săptămâni. Vă mulțumesc, domnul Pampucian Marujan. Mulțumesc, domnule președinte. N-aș fi vrut să intervin pentru că intervenția colegei mele a fost foarte clară. Dar vreau să mai subliniez o dată un lucru pe care l-a spus și colega mea. Aici vorbim de un proiect de lege care a fost inițiat exclusiv de membrii grupului parlamentar al minorităților naționale. Și ieri ne-am trezit cu toată presa umplută de un alt grup parlamentar care practic vorbește despre proiectul acesta al nostru ca fiind al lor. Ori lucrul ăsta nu se face. Și dacă nu dai o reacție imediat, lucrul ăsta poate să devină un obicei. Da, suntem un grup parlamentar mic numericește. Așa este. Dar, da, sigur, fără sprijinul celorlaltor colegi, nu reușim să trecem de unii singuri un proiect de lege. Și le mulțumim pentru sprijinul pe care ni-l dau. Dar una este sprijinul și alta este însușirea proiectului respectiv. Și dacă aici nu avem o reacție imediată, ne putem trezi că mâine este însușit un alt proiect al nostru, că poimâine este picat un proiect al nostru și după aia, bine, prin asta am mai trecut de câteva ori. Și după aia este făcut de o altă entitate din Parlament și prezentat ca proiectul lor și așa mai departe. Ori practicii astea trebuie să-i punem punct. Cred că toți sunteți de acord cu lucrul ăsta. Cred că niciunuia dintre grupurile din Parlament nu i-ar conveni să fie pus în situația în care am fost noi puși ieri. Și că lucrurile astea trebuie oprite așa cum am spus și necomentate în continuare. Este unul dintre modurile elementare de a avea un fair play între noi. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc, domnul Seidler. Președinte, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să subliniez câteva aspecte vis-a-vis de ceea ce cuprinde această lege, dincolo de mult discutata situația kinetoterapeuților. Asta pentru ca publicul să știe ce votăm noi în Parlamentul României.
crește prin această lege numărul de angajați dintr-o anumită categorie a personalului clerical cu 30 de persoane. Nu e vorba aici de niciun kinetoterapeut. De asemenea, așa cum bine s-a subliniat într-un final, cresc salariile cu 5-7,5, respectiv 10% a directorilor din Institutul Național de Sănătate Publică. De asemenea, la fiziokinetoterapeut vorbim de creșteri salariale de până la 24% pe grilă și, așa cum bine s-a mai spus, intrarea în vigoare a grilei în versiunea ei maximală, nu din termenul la care era gândit inițial, din 2022, ci chiar din 1 iulie anul acesta. E foarte interesant cum această propunere este susținută de unii reprezentanți ai unor grupuri parlamentare care până mai ieri nu știau cum să ocolească asemenea creșteri, dar astăzi, când nu mai sunt la foile guvernării, brusc o sprijină. Angajații din sectorul public, angajații din spitale, bugetul este al României. Angajații sunt ai României, nu a unui partid politic. Iar legiferarea aceasta, astăzi îmi convine, mâine nu îmi convine, exact același lucru în funcție de sunt sau nu sunt la putere, alături de, permiteți-mi să spun, sub aspect tehnic, faptul că noi nu avem studiu de impact ori de câte ori modificăm legea salarizării, chiar dacă suntem în situație de urgență și nu știm, așadar, noi, Parlamentul României, nu știm atunci când legiferăm care este costul. Discutăm despre o perioadă când bugetul țării este și așa întins la maxim și, dincolo de justeția unor creșteri salariale, noi nu știm care este impactul bugetar, iar Curtea Constituțională ne-a mai spus că acest lucru este neconstituțional. Sigur, nu mă aștept ca cineva să atace de data aceasta la Curtea Constituțională acest proiect de lege, dar trebuie spus că nu e în regulă felul în care Parlamentul României înțelege să legifereze, băgând în aceeași oală chestiuni legitime cu chestiuni mai puțin legitime, chestiuni urgente cu chestiuni mai puțin urgente și, de fapt, votând în orb. Mulțumesc! Și eu mulțumesc! Domnul Roman, procedură un minut, da? Mulțumesc, domnule președinte, doar pentru două clarificări. Adresa din care cita doamna Vasilescu există și este datată 19.03, deci vorbim de luna martie, de atunci procedurile INSP-ului s-au modificat de două ori și atunci în această categorie era prins personalul sanitar, ca să terminăm cu orice discuție. În ceea ce privește situația pe teste, pe țară, există documente oficiale, nu declarații politice. La data de 18 aprilie, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, în România se raportau testări doar spre 18 județe. Și vi le citesc foarte pe scurt: Harghita, Timiș, Cluj, Brașov, Iași, București, Dolj, Constanța, Galați, Mureș, Covazna, Bihor, Sibiu, Alba, Satu Mare, Botoșan, Tulcea, Arad. Asta spun documentele oficiale. Dacă și documentele oficiale nu mai sunt oficiale, atunci, într-adevăr, intrăm în sfera politică. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Doamna Vasilescu, la fel, procedură, un minut. Cel mai bine ar fi să încetați să mai mințiți. În martie erau 7 proceduri de testare, acum sunt 12. Eu am spus despre ultima adresă care s-a trimis DSP-urilor. Și ca să știți, medicii care nu sunt simptomatici și nu lucrează în secții de boli infecțioase, nu sunt testați nici măcar pe banii lor. Modificați acest lucru și toată lumea vă va fi recunoscătoare. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, nemai fiind intervenit. Domnul Solomon, tot același proiect? Cred că a fost destul de lămuritoare. Puteți la explicare. Vă rog, domnul Solomon. Mulțumesc, domnule președinte. Chiar dacă aici s-a
devia puțin dezbaterea. Domnul lider de la Partidul Național Liberal a făcut referire la dezbaterile din 2017 despre niște amendamente pe care le-ar fi depus și noi le-am respins. Le-am respins și acum pe acelea, pentru că nu sunt în acea formă nici la biochimiști, nici la fizioterapeuți. De ce? Pentru că onor liderii celor două profesii, sau mai multe câte sunt, au luat din legea 284 coeficienții de acolo și i-au pus în legea 153, sau ar fi vrut să-i pună în legea 153. Coeficienții din 284 se înmulțeau cu 600 de lei. Coeficienții în legea 153 se înmulțesc cu 2500 de lei. Vă rog să fiți rezonabili. Nu numai dumneavoastră, ca opoziție sau ca putere acum, dar și cei care cer lucrurile astea, pentru că nu poți ca biochimist, ca fizioterapeut, să ai mai mult decât un medic specialist, să ai mai mult decât un profesor universitar, sau pe orizontală să ai mai mult decât cei care au același nivel de studii ca profesorii gradul 1 și 20 de ani vechime dintr-un liceu. Mulțumim! Și eu vă mulțumesc. Dacă la titlu sunt intervenții, nu la preambul sunt intervenții, dacă la amendamentele admise de la 1 la 28 sunt intervenții, nu. Proiectul de lege merge la vot final. Propunere legislativă pentru completarea articolului 135 din legea 95-2006 privind reforma în domeniul sănătății pe lex 202-2019. Dacă de la inițiatori sunt intervenții, nu. Din partea comisiei. De la inițiatori. Vă rog, domnule deputat. Alo. Da? Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, Vlad Berbecar este medic specialist și unul dintre eroii mai puțin cunoscuți ai sistemului sanitar. Vlad este unul dintre fondatorii proiectului Caravana cu Medici, o asociație care de 5 ani de zile bate țara în lung și în lat, oferim voluntară asistență medicală, consultații de specialitate, educație pentru sănătate și screening persoanelor din comunitățile defavorizate din mediul rural. Persoane care nu au acces la servicii medicale din motive ce țin de izolare, sărăcie sau deficit de personal medical. Aceste intervenții, denumite caravane, se desfășoară în cadrul unor echipe multidisciplinare de medici voluntari, iar toate costurile sunt suportate exclusiv din donații. Am propus includerea acestui tip de caravană în legea sănătății ca o formă de recunoaștere pentru personalul medical care de ani de zile merge acolo unde nu merge nimeni, dar și pentru a le oferi un cadru legislativ care să le permită să dezvolte acest tip de intervenție la nivel național. În ultimii 5 ani, peste 8.000 de caravane, peste 8.000 de persoane au beneficiat în mod direct de pe urma celor 70 de caravane, printre care copii, gravide și vârstnici. Astăzi, regăsiți acest proiect pe ordinea de zi și puteți valida această muncă, aceste mii de ore petrecute benevol în beneficiul societății. Astăzi, prin votul dumneavoastră, puteți pune fundația unui program național de intervenție la firul ierbii, care să acopere atât deficitul de personal, cât și lipsa accesului la servicii medicale de calitate. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Dacă mai sunt... domnul președinte, raportul Comisiei pentru Sănătate și Familie. Domnul Buicu, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. La întocmirea prezentului raport, Comisia pentru Sănătate și Familie a avut în vedere avizele favorabile de la Consiliul Legislativ, Comisia pentru Drepturile Omului, Comisia pentru Egalitate de Șanse pentru Femei și Bărbați, Consiliul Economic și Social. Propunerea legislativă are ca și obiect de reglementare introducerea literei F la aliniatul 3 al articolului 135 din legea 95 în scopul creării cadrului legal ca medicii specialiști să poată asigura servicii medicale temporare de specialitate prin intermediul caravanelor medicale.
În urma dezbaterilor, Comisia pentru Sănătate și Familie a hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea propunerii legislative cu amendamentele prezentate în anexă. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Trecem la dezbateri în partea grupului PSD. Domnul președinte, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, și dați-mi voie să vă spun că PSD este consecvent declarației pe care inclusiv dumneavoastră, domnule Ciolacu, ați făcut-o, ca în această perioadă să preluăm inițiativele care sunt și promovează sănătatea și siguranța românilor. Și iată că și de această dată sănătatea nu are culoare politică. PSD a preluat și sprijină această inițiativă legislativă prin care dăm posibilitatea mediului rural să aibă acces la servicii medicale. Este o inițiativă pe care PSD a preluat-o, am votat-o în comisie și vă invit pe toți să o susțineți. Pentru că vreau să profit de acest moment și să fac o precizare legată de testări. Este vorba de aproximativ 75% din numărul celor care sunt infectați cu virus, care au forme, și repet, forme asimptomatice. În cazul personalului medical care intră în contact cu pacienți, acest personal medical și el poate fi pozitiv, dar asimptomatic. De aceea PSD vine și spune exact cum a cerut Organizația Mondială a Sănătății: testați, testați, testați. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc din partea grupului parlamentar PNL. Doamna Ioniță Antoaneta, da? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi deputați, suntem cu toții conștienți că în circumscripțiile electorale pe care le reprezentăm în Parlamentul României există, din păcate, suficient de multe comunități dezavantajate, ai căror membri se află în imposibilitatea financiară de a consulta un medic specialist. Vârsta, distanța, resursele materiale, lipsa de sprijin sunt tot atâția factori pentru care în statele românești există oameni care nu au acces la un consult oftalmologic sau la un serviciu stomatologic. De aceea, acest proiect legislativ propus astăzi prevede organizarea unor caravane medicale gratuite care, pe parcursul a una sau două zile, să coaguleze echipe medicale multidisciplinare formate din 15-30 de specialiști, specialiști care să acorde consultații medicale și să evalueze starea de sănătate a populației, în special în zonele rurale dezavantajate, cu acces limitat la servicii de sănătate. Astfel, vor fi acordate consultații de medicină internă, cardiologie, oftalmologie, ginecologie, pediatrie și dermatologie, iar acestea ar urma să fie acordate în orice clădire din acea zonă care are autorizație sanitară de funcționare, iar la final pacienții vor primi scrisori medicale cu diagnosticul și recomandările terapeutice. În calitate de medic de familie și co-inițiator al prezentului proiect de lege și având în vedere faptul că în prezent circa 500 de localități din țară nu au nici măcar un medic de familie, nici de cum acces la un consult de specialitate, consider că această modificare a legii sănătății este o necesitate pentru pacienții români din toate regiunile țării și în special pentru cei din zonele defavorizate sau cu acces anevoios la servicii medicale. Este astfel o șansă acordată pacientului român și un motiv în plus pentru care grupul parlamentar al Partidului Național Liberal va vota acest proiect legislativ. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc din partea grupului USR. Vă rog, domnul Ungureanu. În primul rând, aș vrea să-l felicit pe colegul meu Pop pentru această inițiativă și pe toți colegii care o susțin, indiferent de partid.
Este util să ajungem la oamenii care se tem să meargă la doctor și avem în zonele rurale asemenea cetățeni care din vari motive refuză să meargă la doctor și din acest motiv avem cancere în stare avansată care devin inoperabile pentru că oamenii și după această depresie care vine în urma COVID refuză să meargă la doctor de teama infectării cu SARS-CoV-2. Apropo de discuția, voi fi foarte scurt, legată de testare, trebuie să fim pragmatici. Sunt firme din Austria, din Ungaria, din alte state care testează și au capacitatea să ne ofere între 100.000, atenție, și 500.000 de teste pe lună. Noi vorbim de 7.000, de 8.000, de 10.000, cifre foarte mici. Vă aduc aminte că avem peste 50 de pacienți decedați în centrele de dializă din România și sute de infectări. N-am fost în stare să testăm personalul medical și pacienții cu hemodializă, 14.000 la număr. Se moare pe capete în aceste centre pentru că nu testăm nici măcar contactii. Vă pot da exemplu tânărului de la Suceava decedat, de 37 de ani, Cristian Melțer, pentru că în centru de dializă din Suceava nu s-au făcut testări, acolo unde era deja focar de infecție în rândul bolnavilor, nici măcar pentru contactii din mașina cu care mergea la dializă. Deci noi nu testăm nici conform definițiilor de până acum. Urlu din 26 februarie că trebuie să testăm toți pacienții hemodializați din România. Și repet, sunt oferte la Ministerul Sănătății, în loc să umbrăm după RCPCR-uri. Vă aduc aminte că secretarul de stat Baciu de la PNL a blocat acreditarea unui laborator de testare la Bistrița 10 zile. Da? O faptă penală. În loc să umblăm după RT-PCR-uri, mai bine apelăm la experții externi care pot să testeze, atenție, între 100.000 și 500.000 de teste pe lună. Sunt oferte la minister care trebuie să primească curs pentru a salva vieți. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc. Grupul PMP, domnul Petru Movilă. Domnule președinte, da, stimați colegi, domnule președinte, este așa frumos să vorbim la microfon mult și să nu se întâmple nimic. Însă mă întorc la proiectul de lege despre care vorbim. Caravane medicale se organizează în România de peste 20-25 de ani, fie că au fost organizate de ONG-uri, de spitale, ambulatorii, de politicieni, de preoți, multă lume a încercat să organizeze caravane medicale, pentru că, într-adevăr, în România sunt foarte multe locuri în care nu există nici măcar medicul de familie acolo, dar caravanele medicale vin cu specialiști și au fost enumerați, fie că vorbim de pediatrie, ORL, oftalmă, ginecologie, multe, multe specialități, care împreună cu medicii de familie din localitățile în care merg, trebuie să acorde o asistență medicală superioară. Cum ați văzut și proiectul despre care vorbim și felicit pe inițiatorii introducerii în legalitate acestei activități, caravanele medicale sunt activități temporare și trebuie să îndeplinească anumite condiții clare, cum este aceea de a notifica Direcția de Sănătate Publică a județului în care își face activitatea și, bineînțeles, cu precizarea spațiului care trebuie să dețină autorizația corespunzătoare. Concluzia este că noi, politicienii, Comisia de Sănătate, în principal, dar și celelalte comisii de care depinde
munca Comisiei de Sănătate, în special Comisia Juridică, Comisia de Muncă și Comisia de Buget Finanțe, noi trebuie să creăm condiții ca statul să fie cel care asigură asistență medicală, pentru că foarte mulți din cei care trăiesc în localitățile în care se organizează caravane medicale sunt plătitori de asigurări de CAS și statul este obligat să le ofere asistența medicală. Grupul parlamentar PMP votează fără nicio rezervă acest proiect de lege, dar încă o dată spun, trebuie să găsim soluția ca în localitățile din România, fie că sunt sate, orașe mai mici, chiar orașe mai mari, să există asistență medicală de specialitate furnizată și asigurată de statul român și nu numai de oameni de bine în particular sau de ONG-uri care să înlocuiască statul. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, am finalizat intervențiile colegilor. Trecem la dezbaterea raportului, avem două amendamente la titlul legii, dacă sunt intervenții, nu sunt. La articolul unic, raportul comisiei adoptat rămâne la votul final. Și ultimul proiect de lege, proiect de lege pentru aprobarea ordonanței 2/2020, privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la rețeaua europeană de dezvoltare durabilă, PLX-88, raport fără amendamente. Comisia pentru Administrație, vă rog, domnul vicepreședinte, domnul Chestor, vă rog, prezentați dumneavoastră din partea Comisiei pentru Administrație. Da, vă mulțumesc, vă rog, domnule președinte de ședință. Numai o secundă, dacă îmi permiteți. Vă dau raportul sau ochelari, ce vă trebuie. Raport asupra proiectului de lege pentru aprobarea ordonanței Guvernului numărul 2/2020 privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la rețeaua europeană de dezvoltare durabilă și aprobarea plății cotizații anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum și completarea ordonanței Guvernului 41/94 privind autorizarea plății cotizațiilor organizațiilor internaționale interguvernamentale la care România este parte. În conformitate cu prevederea articolului 94 Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru Administrație Publică și Amenajarea Teritoriului a fost sesizată cu dezbatere pe fond în procedură obișnuită asupra acestui proiect de lege, care este trimis prin adresa PLX88 din 2 martie și înregistrat. La întocmirea prezentului raport, Comisia pentru Administrație Publică și Amenajarea Teritoriului a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ. Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 26 februarie 2020. Camera Deputaților este cameră decizională. Proiectul de lege care, ca obiect de reglementare, aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la rețeaua europeană de dezvoltare durabilă și aprobarea plății cotizații anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum și completarea ordonanței Guvernului numărul 41/94, cotizația se suportă în limita bugetului aprobat pe anul 2020, precum și cu încadrarea în estimările și prevederile bugetare pentru anii următori din bugetul Secretarului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă. În prezent, cotizația anuală pentru membrii titulari este de 12.000 de euro, iar cuantumul cotizației anuale poate fi modificat prin hotărârea Guvernului în situația în care se decide actualizarea acesteia la un alt nivel. Pentru anul 2020, cheltuielile estimative se ridică la 57.600 lei, echivalentul cotizației anuale de membru cu drepturi depline în valoare de 12.000 de euro la un curs valutar estimat de 4,8 euro pe leu. Cheltuielile estimative pentru o perioadă de 5 ani se ridică la circa 288.000 lei. Potrivit prevederilor articolului 61 de Regulamentul Camerei, republicat, Comisia pentru Administrație Publică și Amenajarea Teritoriului și-a desfășurat lucrările în ședința online din 22 aprilie 2020. La lucrările Comisiei pentru Administrație Publică și Amenajarea Teritoriului au fost prezenți deputați conform listei de prezență în urma examinării proiectului legii mai sus menționat și a opiniilor exprimate. Membrii Comisiei pentru Administrație Publică și Amenajarea Teritoriului au hotărât cu unanimitate de voturi adoptarea prezentului proiect de lege. În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Acesta a fost raportul, dacă o să-mi permiteți și punctul de vedere al grupului PNL. PNL susține adoptarea prezentului proiect de lege.
sublinind faptul că este important ca România să fie activă în cadrul organizațiilor internaționale, interguvernamentale din care face parte, iar rețeaua europeană de dezvoltare durabilă se ocupă de provocările și oportunitățile relevante legate de sustenabilitate și dezvoltarea care sunt de interes public, acestea reprezentând o preocupare deosebită inclusiv pentru țara noastră. Este esențial să punem în aplicare angajamentele asumate prin Agenda ONU 2030 pentru dezvoltare durabilă și obiectivele sale de dezvoltare durabilă aferente. Iar implicarea noastră în cadrul rețelei europene de dezvoltare durabilă este importantă pentru implementarea acestor obiective. Prin urmare, grupul deputaților PNL din Cameră va vota pentru adoptarea prezentului proiect de lege. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc. Întreb acum din partea grupurilor parlamentare dacă sunt intervenții. Deocamdată pe ecran nu mi-apare că dorește cineva. De la PSD, nu. USR, nu. PMP, nu. UDMR, nu. Minorități, nu. Bun, am finalizat și acest proiect de lege. Facem pauză 5 minute până staful tehnic pregătește votul final.
Mucioarcă, vă zicem. Domnul deputat Mocioalcă, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, stimați colegi, de cele mai multe ori ne aducem aminte de cine nu trebuie și nu ne aducem aminte de cei care trebuie. Astăzi este ziua veteranilor de război. În România mai sunt 4.098 de supraviețuitori. Trebuie să ne scoatem pălăria și să le mulțumim pentru faptul că există, pentru tot ceea ce au făcut și pentru ceea ce înseamnă pentru noi toți românii. Le urez multă sănătate, viață lungă, în numele Parlamentului României, în numele Camerei Deputaților, să ne țină Dumnezeu câte zile mai dorește, noi le dorim cât mai multe alături de noi. Trâmpă ordinea de zi, lege ordinare, adoptări, proiectul de lege privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență pe lex 134-2020, lege ordinară, procedură de urgență, Comisia pentru Buget propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Domnul Chiriac Viorel, vă rog. Vot pentru. Mulțumesc. Domnul Tâlvăr Angel. Domnule președinte. Nu v-am auzit. Vot pentru, domnule președinte. Mulțumesc. Vot pentru, vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul deputat Ibrahim Hussein. Vot pentru și la mulți ani comunității evreiești. Mulțumesc. Domnul Bontea Vlad. Vot pentru, domnule președinte. Mulțumesc. Doamna deputat Mareș Mara. Doamna deputat Mareș Mara. Mă auziți? Acum vă aud. Împotrivă, vot împotrivă. Vot împotrivă. Domnul președinte Chelemen Hunor. Vot pentru. Mulțumesc. Domnul Victor Paul Dobre, împotrivă, mai este cineva în sală care nu are? Domnul Ungureanu pentru, domnul Ungureanu pentru. Varga Vasile. Domnul Simonis pentru, domnul Varga Vasile, cum? Împotrivă. Și mai sunt doi colegi care nu se pot conecta. Mirtea. Doamna Gavrilescu Grațiela, vă rog. Vot pentru. Vot pentru. Vot pentru. Am auzit, mulțumim. Doi care nu se pot conecta, respectiv. Pirtea și Gheorghe Daniel. Domnul Pirtea și domnul Gheorghe Daniel. Sunați. Domnul Pirtea și domnul Gheorghe Daniel. Gheorghe Daniel. Și domnul Coliu, vă rog. Domnul Pirtea, vă rog. Da, sunt Pirtea, m-am conectat, am votat împotrivă. Ați votat deja. Da. Bine, mulțumesc. Da. Domnul Bota. Pentru. Mulțumesc. Erde Ișvan. Pentru, domnul președinte. Pentru, da? Pentru, domnul președinte. Mulțumesc. Bună ziua. Alo? Da, vă ascultăm. Cum votați? Bună ziua. La PLX 134 pe 2020, scutirea de la chirie, nu.
La PL 10 pe 2019-2020, reexaminare, abținere. La PLX 81 pe 2020, privind garda forestieră, împotriva respingerii, deci nu. La PLX 589 pe 2019, privind statutul fizioterapeuților, da, pentru adoptare. La PLX 202 pe 2019, abținere. Și la PLX 88 pe 2020, privind rețeaua europeană de dezvoltare durabilă, da, pentru adoptare. Mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Domnul Roman Sorin, vă rog, dați-mi legătura. Vot pentru, domnule președinte. Mulțumesc. Mai avem telefonic? Cucșa mai trebuie. Cucșa. Domnul Cucșa. Bună ziua tuturor. Votez împotrivă. Mulțumesc. Domnul Varujan Vosganian. Deci cu 220 de voturi pentru, 77 împotrivă, 7 abțineri și un nu votez, adoptat. Lege pentru modificarea, completarea legii numărul 77-2016 privind darea în plata unor bunuri imobile în vederea tingerii obligațiilor asumate prin credite, reexaminată ca urmare a deciziei Curții Constituționale numărul 731 din 6 noiembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, partea 1, numărul 59 din 29 ianuarie 2020, PLX 10 din 2019-2020, lege ordinară, Comisia Juridică propune adoptarea legii cu amendamente. Vot, vă rog. Domnul Tâlvăr. Vot pentru, domnule președinte. Domnule președinte, vot pentru și votez pentru și la următoarele proiecte aflate pe ordinea de zi, întrucât nu știu în ce măsură conexiunea mea cu dumneavoastră se va putea menține în continuare. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. În Chelemen Hunor. Vot pentru, domnule președinte. Vot pentru. Mulțumesc. Domnul Erdei Ișvan. Președinte. Pentru, da? Vot pentru, domnul președinte. Mulțumesc. Da? Doamna Mareș Mara. Doamna Mareș Mara. Vot împotrivă. Vot împotrivă. Domnul Chiriac Viorel. Vot pentru. Mulțumesc. Vot pentru. Doamna Gavrilescu. Domn președinte, vot pentru și vot pentru toate proiectele legislative aflate astăzi pe ordinea de zi și vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Domnul Bontea.
Vot pentru, domnul președinte, și o să fac și eu la fel cum au făcut colegii mei, vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi. Mulțumesc. Domnul Bota Sorin? Pentru. Mulțumesc. Pentru. Domnul Ibram Iusein? Pentru. Mulțumesc. Doamna Gavrilă? Pentru. Da. Doamna Gavrilă. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că sunt întreruperi, vot pentru și în continuare pentru celelalte proiecte de pe ordinea de zi, tot vot pentru. Mulțumesc. Doamna Radu Anișoara? Vot pentru, dar am votat și electronic. Mi-a revenit... Bine, deci nu vă luăm în considerare. Mulțumesc. Nu vă luați, mulțumesc. ...201 voturi pentru, 93 împotrivă, 9 abțineri. Stați din sală. Domnul Ungureanu. Contra. Nu, contra. Mai treceți. 1. Domnul Simonis. Pentru. Domnul Dobre. Contra. Și mai este domnul Varga, nu? Tot împotrivă. Vă mulțumesc. 204 voturi pentru, 96 împotrivă și 9, 10 abțineri. Adoptat. Domnul Havrici. Domnul Havrici, spuneți. Vot pentru și pentru următoarele proiecte de lege în cazul în care nu mă pot corecta cu intermitent. Mulțumesc mult. Deci o singură rectificare, 205. Adoptat. Proiectul de lege privind respingerea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 88/2019 pentru modificarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 32/2015 privind înființarea gărzilor forestiere pe Lex 81/2020, lege ordinară, procedură de urgență, Comisia pentru Agricultură și Comisia pentru Muncă propun adoptarea proiectului de lege privind respingerea ordonanței 88/2019. Vot, vă rog. Pentru respingere, respectiv menținerea. Domnul Chiriac Viorel. Vot pentru, domnule președinte. Mulțumesc. Domnul Erdei Ișvan. Domnul președinte, pentru și, și pentru restul punctelor scrise pe ordinea de zi. Mulțumesc. Domnul Bota Sorin. Vot pentru la toate în continuare. Mulțumesc. Domnul Barna. Domnul Barna, sunteți în direct. Ați cerut... Explicarea votului. Ok, la sfârșit. Mulțumesc. După ce încheiați votarea. Doamna Mareș Mara. Vot împotrivă. Vot împotrivă. Domnul Vișan George. Vot pentru, domn președinte. Mulțumesc. Telefonic avem pe cineva? Nu. Domnul Varga. Împotrivă. Domnul Dobre? Împotrivă. Domnul Ungureanu? Cum votați? Pentru. Ne-am lămurit. Domnul lider, Simonis? Pentru. Domnul Rotaru Alexandru? Pentru toate proiectele care mă urmează pe ordinea zi. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Roman? Vot pentru, domnule președinte. Mulțumesc. Doamna Bircel. La explicarea votului, domnule președinte, am solicitat la proiectul... Suntem în procedură de vot, mulțumesc. Domnul Ibrahim Iusein. Pentru toate de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc mult. La neafiliați.
Domnul Chelemen Hunori la telefon? Domnul Popescu, Nicolae Daniel. Vot pentru la acest proiect, vot pentru. Vot pentru, domnul președinte Chelemen Hunor. Mulțumesc. Domnul Popescu, Nicolae Daniel. Explicarea votului la final. Mai stați. ...228 de voturi pentru, 73 împotrivă, 5 abțineri, a adoptat explicarea votului domnul Barna, nu? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să explicăm de ce USR a votat pentru respingerea ordonanței de urgență numărul 88 pe 2019. În contextul în care investigațiile jurnalistice din ultimii ani au arătat, de exemplu, că în județul Suceava este printre cele mai afectate de defrișările ilegale, iar mafia lemnului din Bucovina și nu numai are conexiuni strânse nu doar cu mari exploatatori de lemn, ci și cu multe partide politice și cu lideri locali a unor partide politice. În primul rând, inițiativa Guvernului elimină din PIX o instituție foarte importantă, și anume Garda Forestieră Națională, care ar fi trebuit să coordoneze gărzile forestiere din teritoriu, dându-le acesta o forță mult mai mare. Nu este regulă, dragi colegi, să fie preluată activitatea și coordonarea acestor gărzi forestiere teritoriale de către PIX-ul unui secretar de stat numit politic în Ministerul Mediului. În al doilea rând, inițiativa blochează unele măsuri de întărire a rolului și atribuțiilor gărzilor forestiere din toată țara, măsuri ce ar fi trebuit să ducă la descurajarea defrișărilor ilegale și la scăderea delictelor silvice. În al treilea rând, ne arată incapacitatea Guvernului de a dimensiona corect personalul gărzilor forestiere și numărul mijloacelor de transport de care aceștia au nevoie pentru a-și îndeplini atribuțiile. De exemplu, cei aproximativ 350 de inspectori silvici ai gărzilor forestiere din toată țara trebuie să gestioneze, să controleze aproximativ 7 milioane de hectare de păduri, să facă mai multe activități complexe precum împăduriri și verificări ale documentațiilor pe fonduri europene, să controleze modul în care sunt depozitate, prelucrate și mutate, circulate materialele lemnoase în toate locurile și spațiile în care se desfășoară activitatea operatorilor economici. Așadar, cerem Guvernului măsuri concrete care să oprească defrișările ilegale și să stopeze infracțiunile silvice, nu, nici într-un caz, nu prin desființarea gărzii forestiere naționale și subdimensionarea gărzilor forestiere teritoriale. Vă mai reamintim că USR mai are în circuitul legislativ un proiect de lege, pe lex 121 pe 2020, prin care am propus înființarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, denumit colocvial de către presă DNA-ul pădurilor, iar acesta este un proiect, este o măsură complementară pe care Guvernul, și cerem Guvernului să o susțină, o măsură prin care noi am putea veni și îmbunătăți cadrul legislativ de protecție a pădurilor, o inițiativă legislativă susținută de mulți colegi parlamentari, inclusiv de la PNL. Vă mulțumesc! Domnul președinte Victor Ponta, vă rog, aplicarea votului. Domnule președinte, haideți că ne-am lămurit despre ce e vorba. Guvernul PNL Orban a dat o ordonanță, dar nu să ne protejeze pădurile, ci prin această ordonanță putea să desființeze și să înființeze instituții, să pună oamenii numiți de PNL în locul celor de la PSD. Mă bucur că absolut toată lumea a votat pentru respingerea acestei ordonanțe. Vestea proastă este că pe domnul Orban Ludovic o să-l doară în cod de votul nostru și o să-și pună în continuare oameni de la PNL în locul celor de la PSD. Restul cu pădurile, vorba colegilor de la USR, nu se rezolva absolut nimic, dimpotrivă se încurca mai tare acest lucru. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, domnul Movilă Petru. Explicarea votului. Domnule președinte, stimați colegi, la votul anterior la gărzile forestiere am votat împotriva respingerii proiectului de lege sau anunț votul meu, pentru că pe tabletă nu am reușit să mi le exprim. Bine,
Mulțumim. Mulțumesc. Da, ce faci? Deci 74 împotriva. Proiectul de lege pentru modificarea completarea legii cadru numărul 153-2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pe legi 589-2019, lege ordinară, Comisia pentru Muncă propune adoptarea proiectului de lege. Vot vă rog. Domnul Chiriac Viorel? Vot pentru. Mulțumesc. Domnul Chelemen Hunor? Vot pentru. Mulțumesc. Mareș Mara? Pentru. Mulțumesc. Domnul Roman Ioan Sorin? Vot pentru. Mulțumesc. Doamna Bircelana? Am solicitat de 3 ori, domn președinte, am solicitat de 3 ori să explic votul la PLX 10 și nu mi s-a acordat. Vă rog ca la sfârșitul votului să da, pot da. Să explic. Da, 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 din partea neafiliaților, da? Sigur. Domnul deputat Ion Sterian? Abținere la PLX 589. Mulțumim. Domnul Dobre, pentru, domnul Varga, domnul Simonis, domnul Ungureanu, pentru, v-ați înțeles? ...293 de voturi pentru, împotrivă un vot, 21 de abțineri și un vot nu votez, adoptat. Propunere legislativă pentru completarea aliniatul 3 al articolului 135 din legea numărul 95-2006, primind reforma în domeniul sănătății pe lex 202-2019, lege ordinară, Comisia pentru Sănătate propune adoptarea propunerii legislative. Vot, vă rog. Domnul președinte Chelemen Hunor. Pentru, domnul președinte. Mulțumesc. Domnul Chiriac Viorel? Vot pentru. Mulțumesc. Mareș Mara? Vot pentru. Mulțumesc. Telefonic avem pe cineva? Nu? Mulțumesc. Restul, domnul Tâlvăr, domnului, toți sunt... Perfect. Vas, Levente? O să cer cuvântul, domnul președinte, pentru explicarea votului. Da, mulțumim. La sfârșit. Domnul Dobre. Pentru. Domnul Varga. Domnul Simonis. Pentru. Domnul Ungureanu. Vă mulțumesc.
Domnul Bănicioiu. Microfon. Vă ascultăm, domnul Bănicioiu. Se duce așa, băi, altă minută, mă, să te duci să vorbești la mine. Domnul Bănicioiu, stați că nu v-am dat cuvântul. Am anunțat, l-a solicitat, vi l-am dat video. Stați o secundă, că să dăm votul. Pentru 306, fără voturi împotrivă, abțineri, 4 abțineri, adoptat. Vă rog, domnul Bănicioiu. Am fost cu toții surprinși. Da? Domnul președinte, eu zic să nu mai fiți atât de surprins. Poate este surprins cu alte lucruri. Vreau să explic votul, dar nu m-ați văzut din prima, pentru proiectul anterior și vreau să reiterez faptul că deputații pro-România au fost de la început în favoarea, practic, reparării unei greșeli aproape istorice, da? Și li s-a făcut în sfârșit dreptate și profesorilor de CFM, kinetoterapeuților și fiziokinetoterapeuților. Și într-adevăr este o bucurie să pot constata astăzi că a întrunit voturile majoritare. Mulțumesc că mi-ați dat totuși cuvântul până la urmă. Da. Domnul Constantin Daniel. Da, domnul deputat. Domnul deputat Constantin Daniel. Nu. Vaz Levente, rog. Bună ziua, domnule. Bună ziua, domnule președinte, bună ziua, stimați colegi. Permiteți-mi să vă atrag atenția că deservirea pacienților în ambulatoriile de specialitate și la nivel rural, dar și la nivel urban, este deficitar. În principiu, ambulatoriile de specialitate private s-au înființat pe baza acestui deficit. Vine o propunere legislativă care e binevenită și felicit colegul de la USR pe Tudor Rareș pentru această inițiativă. Totuși, permiteți-mi să vă zic că, uite, am ajuns în situația în care votăm înlesnirea accesului populației la ambulatoriile de specialitate și la aceste servicii la nivel rural, însă, în timpul pandemiei, datorită faptului că colegii de la guvernare și Ministerul Sănătății nu are grijă pacienților nici la nivel urban și nici la nivel rural, astăzi cabinetele particulare, atât de importante pentru deservirea pacienților la nivel de ambulatoriu, sunt închise la nivelul orașelor. Deci, ar fi bine, poate, să facem și o lege pentru caravanele la nivelul orașelor, pentru că momentan o grămadă de pacienți care nu au COVID nu pot fi tratați pentru că nu pot fi diagnosticați. Foarte multe cabinete particulare în fiecare oraș din țară stau închise. Rog colegii de la PNL, cu toată stima, să intervină la nivelul Ministerului Sănătății și să facă posibil, prin motivare sau prin reglementare legală, ca aceste cabinete să se deschidă și să fie posibil și pacienților din urban să se prezinte pentru diagnosticare și pentru tratament. Vă mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc! Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului numărul 2-2020 privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Rețeaua Europeană de Dezvoltare Durabilă și aprobarea plății cotizații anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum și completarea Ordonanței Guvernului numărul 49-1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte. PLX 88-2020, lege ordinară, Comisia pentru Administrație Publică propune adoptarea proiectului de lege. Vot vă rog. Domnul Constantin Daniel. Conexiunea, am încercat să votez și anterior. Vot pentru încă o dată. Mulțumesc. Mulțumesc.
Domnul Chiriac Viorel? Vot pentru. Mulțumesc. Doamna Mareș Mara? Doamna Mareș Mara? Vot pentru. Mulțumesc. Domnului Wexler, imediat după finalizare, o să-i dăm cuvântul. Domnul Chelemen Hunor. Pentru, domnul președinte. Mulțumesc. Domnul Dobre. Pentru. Domnul Varga. Domnul Simonis. Pentru. Domnul Gureanu. Pentru. Mulțumesc. Doamna Pana Doina. Domnul președinte, eu am votat în afară de primele două, când n-am reușit să mă conectez. Deci pe legi 134. Doamna Doina Pana. Doamna Doina, suntem la ultimul proiect, la proiect da, de lege. Am înscris de mult să spun. Deci n-am reușit să votez primele două PLX-uri, unde votul este pentru. În rest am votat tot. Am înțeles. Mulțumim. pentru, niciun vot împotrivă și 4 abțineri, adoptat. Dau cuvântul domnului Wexler Silviu cu ocazia Zilei Independenței Statului Israel. Domnul deputat, vă rog. Bună ziua, domnule președinte, vă mulțumesc frumos. Astăzi este Yom HaTzmaut, ziua națională a statului Israel, care marchează 72 de ani de la momentul când a fost declarată independența. Statul Israel a fost, este și rămâne un simbol al democrației, al curajului și al inovației. O țară care a știut de fiecare dată să își protejeze cu demnitate toți cetățenii și o face în continuare indiferent de costuri. O țară care a încurajat și sprijinit în permanență libertatea, cercetarea și dezvoltarea. În toată această perioadă, bucuria, tristețea, fericirea și, din păcate, uneori durerea evreilor din întreaga lume s-a împletit cu destinul statului Israel, iar Israelul a știut să renască de fiecare dată în fața fiecărei greutăți, păstrându-și și magia în același timp. Vreau să subliniez în mod special că, de-a lungul anilor, Israelul și comunitățile evreiești au sprijinit de fiecare dată România, fiind un aliat apropiat, un prieten de încredere și nădejde al poporului român și al țării noastre. Atunci când va fi posibil, vă încurajez cu toată inima să vizitați Israelul când aveți posibilitatea și să descoperiți cum ceea ce par imagini de vis devin realitate. Fie ca întotdeauna statul Israel să primească recunoașterea pe care o merită și pacea pe care și-o dorește cu atâta ardoare. La mulți ani statului Israel, am Israel Hai. Vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim, vă rugăm la mulți ani. Doamna Bircelana. Mulțumesc mult, domnule președinte, la mulți ani statului Israel. Eu am solicitat intervenție pentru explicarea votului la PLX-10, dacă îmi permiteți acum în două cuvinte. Eu vreau să salut votul de astăzi. Este un act de dreptate, în special față de românii de bună credință care și-au luat credite în franci elvețieni. Mărturisesc că la nivel personal am oareșcare mâhnire, pentru că mi-aș fi dorit ca foștii mei colegi din PSD să fi sprijinit acest efort al meu încă din februarie 2014, când am inițiat un proiect de lege care a fost dezbătut, trimis, retrimis, nu mai contează istoricul. Dar dacă am fi adoptat ce am adoptat astăzi, în 2014, foarte mulți români de bună credință care și-au văzut creditele
ratele la franc-elvețieni triplate peste noapte, fără să aibă nicio vină, n-ar fi mai trăit acest calvar. Dar e bine mai târziu decât niciodată. Deci eu vreau să mulțumesc și să salut votul de astăzi și poate că este o lecție pe care trebuie să o învățăm cu toții, că e important să trecem proiecte absolut corecte pentru a sprijini oamenii atunci când este absolut nevoie. Și în 2014 vă rugăm era să finalizați. Mai multă nevoie decât atunci. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Doamne și domnilor deputați, vă informez în conformitate cu prevederile articolului 15, alineatul 2 și 3 din legea numărul 47-1992, privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale Republicată. Astăzi, 29 aprilie 2020, s-au depus la Secretarul General al Camerei Deputaților în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale următoarele legi adoptate de ambele camere ale Parlamentului. Legea privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență, Prelex 134-2020, procedură de urgență. Legea pentru modificarea, completarea legii numărul 77-2016, privind darea în plata unor bunuri imobile, vederea stingerii obligațiilor asumate prin credit, Prelex 10-2019-2020, procedură de drept comun. Legea privind respingerea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 88-2019, pentru modificarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 32-2015, privind înființarea gărzii financiare, Prelex 81-2020, procedură de urgență, legea pentru modificarea, completarea legii cadru numărul 153-2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Prelex 589-2009, procedură de drept comun, legea pentru completarea aliniatului 3 al articolului 135 din legea numărul 95-2006, privind reforma în domeniul sănătății, Prelex 202-2019, procedură de drept comun, legea pentru aprobarea ordonanței Guvernului numărul 2-2020, privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la rețeaua europeană de dezvoltare durabilă și aprobarea plății cotizației anuale de participare a Secretariatului General a Guvernului, precum și completarea ordonanței Guvernului numărul 41-1994 privind autorizarea plății cotizațiilor organizațiilor internaționale interguvernamentale la care România este parte, Prelex 88-2020, procedură de drept comun, legea pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 79-2019 privind unele măsuri în domeniul educației și pentru prorogarea unor termene, Prelex 673-2019, procedură de urgență, legea pentru modificarea, completarea legii educației naționale numărul 1-2011 cu modificare completările ulterioare, Prelex 365-2019, procedură de drept comun, termene pentru sesizare sunt de 2 zile pentru legile adoptate în procedură de urgență și de 5 zile pentru legile adoptate în procedură de drept comun de la data depunerii astăzi, 29 aprilie 2020. Inițiativele legislative pentru Camera Deputaților este prima cameră sesizată și ale căror termene pentru dezbatere și vot final au fost depășite. Propunerea legislativă pentru modificarea, completarea legii numărul 9-1991 privind înființarea Institutului Român pentru Drepturile Omului, pe legi 70-2020, lege organică, prima cameră sesizată, se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere vot final 23.04.2020. Propunere legislativă pentru modificarea aliniatului 13 al articolului 109 din legea numărul 80-1995 privind statutul cadrelor militare pe legi 71-2020, lege organică, se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere, vot final 23.04.2020. Termenele pentru dezbatere și vot final, prin depășite, propuneri legislative se consideră adoptate în conformitate cu prevederile articolului 75 aliniatul 2 din Constituție și al articolului 112 din Regulamentul Camerei Deputaților. Vă mulțumesc. Ședința a fost încheiată.